Gata, suntem live. Am început în, cu cântec, dans și voie bună, dansul mai târziu, voia bună este, până termină și Andrei de trimis link-uri și alte nebunii. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare pe canalul nostru de YouTube, pe Facebook, pe TikTok, pe unde ne găsiți. În seara aceasta vă propun un live, zic eu, interesant, un pic călcăm în cultură, ca să fac așa o glumă proastă. Încercăm să descoperim tainele din spatele celui mai tare fantasy din România la ora actuală și nu este doar părerea mea. Este și părerea autorului. Ești de acord cu chestia asta? Hai, mai vedem. Mai vedem. Păi nici n-am avem multe comparații de făcut. Asta adică asta e unicul. E, nu e chiar unicul, dar... Unicul și singurul. Unicul pe mitologie, asta, în sensul ăsta. Da. Băi, a adus mitologia românescă în prim plan. Ce? Și de fapt balcanică, nu neapărat. Ce românesc. Să fac și eu? Atât acum, s-a putut. Atât exact. Numărul 1. Nu, numărul 1. Nu ca așa fac și eu la... Numărul 1, numărul 2. Cartea blestemelor, cartea elelor. Da mă, că e și da, corect, mă, dar păi sunt eu prost. Albastru, galben, vezi? Roșu, drapelul. Da. Când vi se drapelează pe un concediu, să vi se drapeleze cu carte, așa cum ar fi. Asta azi am primit-o, sâc. Dar am citit-o mai de mult. Mă lași mă, să mă dau mare. Doamne, cum miroase. A plastic, chinezesc. Nu este deloc promovare să nu trăiți cumva cu sănătate. Promovăm lectura, promovăm cititul, promovăm ceea ce ar trebui să se întâmple mai des. Și vorbeam mai devreme, era o chestie foarte interesantă, că la ora actuală citesc mult tinerii? Da, asta e părerea mea și din statistici și din tot ce mai e. Tu zi acum, eu credeam că s-a întâmplat... Da, pentru că s-a întâmplat o extruziune a unui introgen, în sensul în care deschidem o sticlă de șampanie, așa. Pentru că sărbătorim aproape un an de când ne-am cunoscut, pe de-o parte, și pe de altă parte, a dat bunul Dumnezeu și măicuța Domnului să citești și eu pe print cartea asta pe care o aștept de un an de zile. A, că și mai tu desfaci o șampanie de fiecare de când termin o carte? Da, desfac o șampanie când scrii deci tu am văzut o carte. Deci am văzut 3 sticle pe aici. Păi ar trebui să stai așa să... Stai să încerc să nu bubui, știi de ce? Ca să nu văd camerele, să mă facem... Băi, nu vă feriți, mă, stați, mă, băi. Stați, alo, ia, uite, fii atent. Băi, dar trebuie... Hai, mă, că vă păr cu carte. Hai, mă, ce Dumnezeu, dacă nici eu n-am stropit nimic. Nu-i așa? Dragilor, dați pahare în pace. Andrei, dă-mi voie să te servesc. Ai dat live și pe TikTok, nu? Ah, păi suntem peste tot, mă. Ah, habar n-are lumea de ce bem șampanie. Haideți, dragilor. Domnul regizor, luați acolo, întindeți o mânuță. Păi trebuie să dăm noroc toți. Stați așa, doamna producător, stați un pic. Păi suntem mulți, mă, suntem gaștea serioasă. Așa, primești și eu. Am că primești și eu, am voie, mă, fii atent. Tu ce faci, ce filmezi acum? Hai, mă, să văd dacă s-a dus pe... Ce să ducă? S-a dus tot, mă, suntem peste tot. Gata. Gata, mă, suntem live pe tot. M-am liniștit. Hai, noroc, dragilor, băgați-vă mâine aici. Haideți, domnul regizor, haideți, domnul producător. Haideți, nu vă... La mulți ani. Băi, la cât ani. Mai multe. Hai. La mulți ani. Păi gata, mă, că s-a terminat trilogia. Câte... Nu mă, cât mai multe trilogii. Mm. Mm. Stai să vezi acum hate pe YouTube și pe Facebook. De ce? Fumați, beți. Păi și ce vrei să faci? Păi și la doctor, cum m-am dus și nezi, dar mie să-mi dai ceva să pot să beau, să pot să fumez. Exact. Dă băutură mea, dă. Dar ai zis tu eu că poate să nu fumăm că se dă pe TikTok și ți-am zis, nu mai vin la podcast. Mă, stați în toți. Mulțumesc. Nu mă ziceau ăștia că vezi, dragă doamnă, ar fi ce problemă dacă fumezi în live, nu rău, nu poate. Și dacă ne închide live-ul, durea marcau. Până la urmă, noi vorbim despre carte. Hai să le spunem oamenilor ce ai mai făcut în ultima vreme. Și aș vrea să mă revaiți un început să prindem o papiroșcă. Să le spunem oamenilor că tu ești implicat într-un proiect absolut extraordinar intitulat Zaya Book. Ah, nu știam despre ce... Păi cum despre ce? Despre la care te vei referi. Păi hai să vorbim despre asta, că asta este... Da, o emisiune lunară de carte. Așa. Încep să mă mândresc deja, din păcate, că e cam singura, adică dedicată 100% emisiune, fiind nefiind... un influencer de carte care nu? Discută despre chestiile lui gusturi personale și așa. Carte? Sunt și influencer de carte, așa. Dar emisiunea e dedicată pieței de carte în general. Adică eu ating subiecte mai largi care nu mă prind doar pe mine și nu cuprind doar gusturile mele. Așa. Are deși așa ar fi frumos și plăcut. Nu, din contră. Ar fi chiar neplăcut. Chiar nu-mi place chestia asta. Pentru că
trebuie să privim piața de carte din toate, din toată perspectiva ei. De acord. Și fiction-ul și non-fiction-ul. Dar până și... la urmă, tot ce ai recomandat până acum în cele câte ediții sunt? Că nici nu știu, l-am pierdut. Șapte ediții. Da. Iartă-mă, dar tot ce ai recomandat până acum a fost cam pe un gust general din câte am văzut eu. Adică cei ce ți-au scris și cei ce ți-au... Tu ai o chestie foarte mișto. Vreau să respect o chestie de calitate, first of all. Pentru că de unde a pornit ideea emisiunii? Chiar mă enervasem. Că zic, uite mă, mai scoate un scriitor o carte, unde o dai să apară și ea? Nu există, pe lângă că pe TV, în media, la radio, nu mai există nicio emisiune. Ok, sunt câțiva influencer la care trimitem, dar o emisiune mă, care se vorbească de carte și, spre deosebire de ce fac foarte mulți influencer, care ăla e pe zona de fantasy, ăla e pe zona de istorice, ăla e pe zona, sau nu știu, sau tipa e pe chestii de gossip girl style. Okay. Bă, una care să aibă o chestie de, cum să spun, de ierarhizare, dar nu s-o dai în elitism prost, dar o chestie de ierarhizare, adică băi... Bă, cumva trebuie să creezi un top. Nu top, nu-mi plac cu topurile... I-am spus, o chestie de ierarhizare cât de cât. Okay. Adică să mergem pe o calitate minimală. Okay. Și m-am dus și am prezentat proiectul ăsta la Libris, care e librărie online, și le-am spus exact ce vreau să fac. Nu s-au băgat niciodată peste contentul meu lucru. Au venit cu sugestii, am zis, asta intră, asta nu intră, sorry. Nu la mine. Încercați în altă parte. Dacă mai găsiți, adică mai ești varianta asta. Nu prea mai găsești. Și uite, așa avem Zaia Bocu. Singura emisiune de carte, singura, pe bune. Că mai sunt unele unde se mai menționează cărți, dar singura dedicată, iată, despre asta e vorba. Iată, se mai menționează. Se mai menționează, da. Uite, am pus-o acum și povești din... Știi că vreau să vorbesc și de asta, o să o dau jos de acolo, să mă mișc un pic din cadru, nu vă speriați aici, să fie cadru Pandrica, să nu văd lumea cum plec eu din cadru. Deși... Așa, dă-i pe mine. Dă pe mine. Ce alu Teo. Cine a făcut această minunată copertă? Păi, fotografia lui Valeriu Leonov, așa, cu care Teo a vorbit, iar coperta am făcut eu. Păi, eu fac copertele la... Păi, da, mă, da, coperta fără imagine, pardon, că ea e întreagă, da, stai așa. Păi, ia desfoltă. Ea e o poveste așa. Nu știu unde se vede, știi? Se vede, adică are o treabă dintr-o parte în alta. Dar și ilustrațiile din carte. Ilustrațiile, eu cu ilustrații rămas. Da. Fotografiile sunt foarte, foarte, foarte miște. Deci faci și alte lucruri. Păi am și editura, asta nu te și per literatura. Și asta nu te certifică, având și editură, nu te certifică să crezi niște topuri? Adică facem coperți și edităm cărți. Scriem până ne păi, sare... Hai să spun de ce nu suport topurile. Tot timpul au discuțiile astea. Bă, uite, vorbim de... chiar am avut pe ultima emisiune la Zaia Book, pe care am dedicat-o autorilor ruși, da, din care să înțelegem mai mult din contextul actual și ce înseamnă la ei social imperialismul și dramele lor personale, și m-am referit la trei autori. Și mi-a comentat unul, domne, în topul pe care... Nu-i top. Pentru că nu poți să faci topuri. Topurile sunt foarte subiective. Faci top pe ce? Topul, dacă îl faci, îl faci pe vânzări, top pe... Nu poți să-l faci pe gusturi. Nu poți să zici, domne, iau trei scriitori ruși, conform da, a ce? Dacă tu ai luat, să zicem, șapte cărți sau cinci, da, sau trei... Tot nu vei cuprinde... Stai o secundă. Pe care le-ai ales tu, nu le poți încadra într-un top în funcție de vânzări, tu poți să zici, băi, eu pun pe asta ca fiind... Dar mi se pare irelevant, din punctul meu de vedere. E vorba de importanța cărții. Nu. Uite, eu în emisiunea asta am prezentat trei autoruși care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să-i ratezi. E vorba de Bulgakov cu Maestru și Margareta, de Gogol, care e tăticul literaturii ruse, și de... care doamnă? Ah, Dr. Jivago, al lui Pasternak. Menționând printre altele încă 10 ori, stai un pic, că de-aia nu poți să faci topul. Păi nu poți să faci fără Dostoievski, fără Tolstoi, ai nebunit la cap, fără Solzhenitsyn. Fără Solzhenitsyn și câți mai sunt. Dar pe ce m-am referit eu la emisiunea asta, domnule, ăștia trei ar fi de citit și mai era și Alexandrina, îmi scapă numele acum. Soldații de Fier și cu cartea de la Cernobâl, după care s-a făcut serialul de pe HBO și Războiul nu are echip de femeie. Bine, am aștept ce se întâmplă pe de altă parte. Eu am constatat că tot ai adus vorba de Rusia, că tot ai adus vorba de perioada asta. Asta e, să-ți fac, tu mi-ai aruncat-o la plasă. Am constatat o chestie foarte urâtă și care s-a perpetuat până sus în zona Ministerului Culturii. A fost o știre săptămâna trecută, eram cu soția, ne îndreptam de nicăieri, veneam de nicăieri și ne îndreptam către niciunde. Cardeleanu. Exact, normal. Așa. Și aud știre. Doamna ministru s-a implicat în scandalul cinematografului
deschis, de, n-aș vrea să spun numele localității, că s-ar putea să o ratez, pentru că, vezi, dragă doamne, trebuiau să promoveze la acea terasă, să promoveze, să arate publicului larg, așa, cum să spune în limbaj cinematografic sau cinemascopic, sau, mă rog, să pleieze, așa, ca să înțeleagă tot poporul, două filme rusești și au fost considerate, dragă, propagandă. Și doamna ministru a sărit de popou în sus, că altă treabă n-avea la dânsa, da, la așa, să zică că acele filme sunt de propagandă. Și stai să-ți spun una tare de tot. Unul dintre filme trata... Erau de propagandă sau... Nu, dragă, e de propagandă, acum tot de propagandă. Păi unul dintre filme era primul film turnat vreodată în spațiu. Pe acea minune de... Stai că te duc eu într-o altă discuție, scuză-mă că te rog. Tu ai văzut că în orice zici astăzi, eu am experiența de la ZAFET, da, nu-i părerea ta, sigur te-a plătit cineva pe ea? Da, bine. Bă, dar nu poți să mai spui o chestie, că da, sigur ești plătit. Dar tu să mai spui cât mai plătit. Ești plătit de ăla pe ăla... Bă, nu mai poți, mă, să ai o părere. Nu, nu, nu mai ai voie. Nu mai, nu, okay. Nu mai ai voie să vorbești despre carte, nu mai ai voie să vorbești despre... Da, mă, stai și-a luat bani. Gata, da, e pe el. E plătit de ăla, e plătit. Bă, voi sunteți sănătoși la cap. Păi cu factura de la tine, mâine mă duc să-mi iau Mercedes. A, credeam, dar că mai mic, umpli acolo la, la borcan. Bine, intru și borcane. Da. Da, băi, ideea este că m-a deranjat profund chestia asta, știi? Pentru că mă gândeam că la fel de bine cum cinematografia are de suferit, și cartea are de suferit. Pentru da, că sunt sigur convins că există la ora actuală scriitori tineri în Rusia. Și care... nu numai tineri, și antisistem. Foarte da, păi am făcut podcast cu Vasile Erne exact pe chestia asta. Te rog. Să vorbim de scriitorii care sunt acum și au plecat din Rusia și semnează pe Facebook că sunt agenți străini, pentru că așa îi obligă legea dacă sunt împotriva războiului, ca să nu faci pușcărie, dar discutam că ei nu sunt atât de bine văzuți. Adică nu au atât de mare relevanță și importanță în ceea ce spun față de, nu știu, o vedetă pop sau pe zona politică, unde într-adevăr pe ei îi taxează grav. Adică pe ăștia îi lasă în pace, dar tocmai mi se pare că asta era tema emisiunii mele și în asta s-a completat și podcastul. Ca să înțelegi ce se întâmplă într-o anumită zonă, trebuie să citești niște, păi da, măcar... niște lucruri. Iar literatura, sunt și cărțile de istorie, evident, foarte bune. Dar literatura vine și pe chestia, știi că istoria spune când se întâmplă, iar literatura spune, vine și spune cum se întâmplă. Corect, corect. Iar din romanele recomandate înțelegi, bă, Maestru și Margareta, vine diavolul la Moscova, despre ce vorbim. Da. Și că acaparează puterea și se pare că n-a plecat nici până acum, că asta era toată paralela, păi, emisiunii și toată chestia. Și într-un roman de literatură extraordinar în ce face Bulgakov acolo. Dacă citești cartea asta și citești și pe aia lui Pasternak și al lui Gogol, chiar o să înțelegi cam cât de țăcăniți sunt oamenii ăia și cum privesc ei lucrurile și, cum că, ei viața, și că ei consideră că trebuie să rezolve problema lumii, că ei sunt da, puși acolo mondo, pentru da, asta. Da. Și când înțelegi chestia asta, o să înțelegi că păi stai mă, că ăla e nebun, mă, ăla nu e nebun, ăla vine dintr-o anumită cultură și istorie. Dintr-o și educație. Trebuie contracarat într-un anumit fel, nu... E nebun. Da. Ok, e nebun, normal că e nebun, da. Vine dintr-o educație, că de fapt asta se rezumă tot. Și pentru că tot vorbim de educație, ai făcut o chestie foarte mișto pe Zaia Buc și am să te rog să o repeți aici. Cele 453 de milioane de oameni ce ne urmăresc să înțeleagă. Mă, mai explică o dată, cum faci să citești mult? De la tine a pornit aia. Așa. Pentru că am fost la primul podcast și după aia am stat sus la terasă de vorbă și tu mi-ai spus că nu mai citești de ceva timp, că nu mai găsești timp, ca și mai departe. După care, stând de vorbă cu mine, mi-ai scris pe WhatsApp că ai început să iei cartea aia. Și mi-am dat seama că după ce stau de vorbă cu oamenii sau mă ciocnesc cu ei în diferite contexte, stând de vorbă, se apucă să citească măcar una pe lună. Pentru că înțeleg că nu e vorba de timp, e vorba de priorități. Și tu, de fapt, ți-ai schimbat un pic prioritatea întâmplător întâlnire cu mine care ți-am băgat două ore la cap chestiile alea. Și am zis, hai să fac o emisiune pentru chestia asta, așa se și numește, cum să citești mai mult și mai bine, în care am băgat niște tipsuri, pentru că și eu m-am lovit de problema asta. Eu la bază nu am fost un cititor. Eu am fost un anticititor. Mie, dacă îmi dădeai în adolescență să citesc, ziceam, du-te mă de aici. Cu... eu am de jucat fotbal, am de făcut alte chestii. De... și aștept ecranizarea până la urmă. Da, da. Asta zic. Nu mai zic de asta. Dar am învățat și eu în timp niște tricks-uri, cum ar fi. Mai ales dacă ești la început
Și n-ai acest obicei, pentru că nu e un obicei, e un comportament pe care trebuie să ți-l însușești. De ce trebuie să ți-l însușești? E o altă discuție, pentru că ți-aduce o grămadă de avantaje. În primul rând îți organizează creierul, vei fi mult mai echilibrat în general și mult mai greu de manipulat cu cât citești mai mult. Amă, că asta e simplu. Nu mai zic dezvoltarea imaginației, vocabularului. Oamenii în general... Păi știi că a fost un exercițiu în America la un moment dat, nu mai țin minte de la ce carte a pornit toată treaba și de la ce personaj a pornit toată treaba, au luat 10 copii care au citit toți 10 aceeași carte și au spus, ilustrează-mi personajul. Unul dintre copii s-a apucat și l-a desenat cam cum am putea să facem noi acum, știi, cu personajele tale, cu Gheon, noi acum, mă rog. Și o să ajungem și acolo și chiar vreau să, am zis să descrețim puțin frunțe, să ne deschidem un pic, știi, unul față de celălalt, de parcă n-am fi destul de deschiși. Și din cei 10 copii, numai 2 au fost foarte apropiați din punct de vedere imaginație ca și desen. Și au imaginat acel personaj aproximativ la fel. Chiar dacă descrierea din carte era una cât se poate de riguroasă, Erau anumite, n-ai cum. Bă, este fenomenal, este fantastic. Tu îți dai seama că din zecile de mii de oameni ce vor citi cartea asta, a ta, trilogia, că fiecare are cu totul altă... Fiecare vede altfel monstruozitățile pe care tu le descrii, fiecare vede altfel epoca. Uite, mă, dar asta sunt. Nu râdea la monstruozități, nu la... Da, sunt niște monștri. Bun, este SF, este fantasy, este horror, e ce vrei tu. SF nu e. Mă rog, nu e un SF, un SF istoric, vrei să-i zic așa, poți să-i zic așa? Nu e SF istoric. Ai o nouă definiție a fantasy-ului, e SF istoric. Da. Da. Mă obosește să zic fantasy. Mă, e bazm. E bazm, de fapt. E un bazm la limita dintre fantasy. Merge pe zona aia fantasy-ului epic, la grande, tip Lord of the Rings, că ăla a fost și modelul, că asta mi-am dorit să fac. Dar ajungem și la aia, revenim la dezvoltarea de citit. Dezvoltarea asta a imaginației, mie mi se pare de fapt și de drept chintesența cititului. De fapt, cred că... Îți recomand o carte. Tipul a murit, din păcate, cred că în pandemie. Eu am aflat foarte târziu că a murit și chiar mi-a venit să plâng. El a avut niște speech-uri la TED extraordinare, se numește Sir Ken Robinson, s-a ocupat numai de educație și despre noile metode de educație și despre... și de ce e nevoie de o revoluție în educație, nu de o reformă, că reformele de fapt ar trebui să repare rahaturile și nu le repară de fapt niciodată. Caută pe TED Sir Ken Robinson, are 2 speech-uri, îți garantez că vei plânge la amândoi. Și spunea că educația e o chestie foarte personală, dar mi-am amintit un exemplu dat de el cu o fetiță din școală, apropo de dezvoltarea imaginației, le-a dat să deseneze ceva la liber într-o clasă din... și fetița nu știu deseneze ceva, ce e asta? Zice Dumnezeu. Și păi, dar nu știe nimeni corect. E, acum o să știe. Apropo de imaginația copiilor, să le dai foarte mult de mici și să-i lași liberi. Și să-i lași foarte liberi. Și imaginația noastră nu are liberi. Da, dar mai ales acolo, pentru că noi suntem deja constrâși de 7000 de lucruri, dar acolo este la o libertate totală, aproape. Știi? Mult mai mare decât a noastră. Noi ne luptăm să ne recâștigăm libertatea asta, imaginații. Bine, și toată chestia asta... Și sistemul social, și sistemul educațional de acasă, și sistemul educațional unde am fost învățați să încadrăm lucruri în niște boxuri care nici nu prea există, și așa mai departe. Eu tot țipă chestia asta că la școală, de ce nu mai citesc, de ce nu citesc copiii chestiile la școală? Pentru că voi faceți critică literară. Da. Da. Așa ar trebui numite orele, la cum este prea. Ore de critică literară, nu vrea nimeni așa ceva. Să știi că s-a mai schimbat un pic acum în ultima vreme. Am avut și o discuție asta cu tineri de 18-19 ani și îmi spuneau, bă, vezi că greșești, nu mai e chiar așa. Adică nu ne mai pun să învățăm porcăriile alea pe de-a rostul, ne pun cumva să venim noi cu niște idei. Noi să facem nu-s niște... Nu-s nici rămas destul de în urmă, dar tot un fel de acolo. E tot un fel de critică. Bine, până una alta vin eu și te întreb acum. Ce, Doamne iartă-mă, mai este modern în învățământul român? A, nu, hai să nu. Depășim deci momentul? Deci nu depășesc momentul, o să zic de la început, dacă intri pe anumite subiecte. De ce? Pentru că vorbesc mult, s-ar putea să mă și enervez. N-am ce să vorbesc despre învățământul român. Și dacă te enervezi, ne enervăm amândoi, ne dăm capul. Nu, dar dacă facem live-ul ăsta, îl facem ca să
spunem ceva, de, da, să lăsăm oamenii cu ceva. Da. Păi, până la urmă, asta este scopul acestui. Că toată lumea știe că învățământul românesc este de căcat, că profesorii nu-ți respectați, că programa este super învechit și limitează, de fapt, imaginația copilului. Ei, vezi, mă, pe aia cu ghiozdanul săraci, cu cart pe spate cu el. Da, 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 da. Un copil din ziua de azi muncește mai mult într-o zi decât tine, la orele de la școală, plus așa câte e are de făcut. Noi nu lucrăm atât într-o zi. Ți se pare normal demența asta? Nu. Da, nu. Și mergem de aici și o să ne enervăm. Și ca să poată să performeze, în afară de toată munca pe care o are în programă, trebuie acasă să-și ia un pic de muncă suplimentară. Normal, pentru că oricum după aia intri bou în școală și ești vacă, exact, și n-ai nicio experiență, exact, în domeniul real. Aici e problema. Marea aici problemă. Marea problemă. Da, mă, da, avem proiecte. Ei, uite, despre asta nu... Nu. Da. Uite. Hai să ne întoarcem la cărțile noastre cele de toate zilele și ne întoarcem la cărțile tale cele de toate zilele. Și înainte de toate aș atrage atenția asupra reeditării Zarazei. Da. Cea mai frumoasă, da, ediție de până acum, cred că este. Este cu o prefață de Bogdan Simion, țin, da, să menționez. Serios? Da. Nu e aceeași prefață? E schimbat? Nu, păi nu avea prefață. Nu avea prefață. Nu, aveam, da, poate un cuvânt înainte aveam de la mine. Un cuvânt înainte de la tine, scrisă, da, de Bogdan Simion, deci El Lăutarus. Mă fac să o citesc. Și are și la sfârșit... Să o recitesc, de fapt. Față de primele ediții, ce s-a întâmplat cu personajele din carte. La finalul vieții, care a ajuns la canal, care a scăpat, documente inedite. Nu pot să cred, ai băgat și astea. Da, nu scrisorile erau lui Cristian Vasile, da, nu erau. Fai cât de tare. Ai, da, păstrat fotografiile cu Cristian Vasile? Da, da, nu, dar nu sunt ale mele, sunt ale familiei, le-am dat înapoi. Evident. Le-am pozat, uite, ăsta este cartea de muncă a lui Cristian Vasile. Da? Astea sunt unicat, numai. Nu le-a. Decât la mine și la familie le, bă, este, le vezi. Este fenomenal. Băi, eu am citit cartea asta în concediu. Dar partea mai, zile. Partea mai frumoasă nu este asta a documentelor, că sunt câteva selectate. Este a personajelor. Așa. Și de exemplu, tot ce s-a întâmplat cu ei mai departe, în anii... Arată către cameră, nu știu, în care cameră. Asta, asta. Și de exemplu, stai așa, răsucește mai tu ai citit așa cartea și știi că, da, personajele, Cristian Vasile, este Fernic, Ionel Fernic, care e Dita-i personajul, dar este și textierul. Dar știi că am mai făcut să-i caut pe fiecare în parte pe YouTube? Mă bucur. Pe Wikipedia Google, și pe Google. Băi, da. Băi, mi s-a face pielea de găină și am... E, unul, al treilea personaj, că era acest trio, era Ion Pribeagu. Da, Ion, da? Pribeagu, corect. Care, cartea mea se termină în anii 50. A emigrat în 1962 în Israel, reușind să obțină într-un final aprobarea cererii de emigrare cu o poezie, care l-a făcut să râdă pe Gheorghiu Gdej. Și să citesc poezia și cu asta. Te rog. Am depus actele toate. Și bilet de sănătate, și fotografii recente, cazierul cu amprente, plus biletul de vaccin, că n-am fost supus străin, note bune la portare, ordinul de concentrare, act de naștere al lui tata, de la fis pe 5 am plata, anexez aici chitanța, că-s la zi cum alutanța, am dovadă de la sacra că am trăit bine cu soacra, că n-am bloc, că n-am moșie, că n-am stat la pușcărie, că n-am fost nici beat, nici mort, am și act de cununie și mai trebuie o hârtie, doar atâta pașaport. În Israel a continuat să scrie poezii și texte umoristice, dar și să pună în scenă spectacole. Și a fost fenomenal. Da. A fost fenomenal. Și că... Tipul care a scris versurile piesei Zara și nu numai. Dar nu are, nu știu, are, Doamne. Nu știu, la un dat pusesești tu o cifră. Are multe. Pusesești în discuție o cifră la un moment dat. Ei, uite, Gion. Gion, odată cu venirea comuniștilor, fiind apropiat al casei regale, a fost trimis la canal. Normal. A reușit să supraviețuiască, dar a ieșit grav bolnav. De bucurie că i s-a aprobat pașaportul de turist în Viena, face un atac cerebral. Pleacă totuși la Viena, de acolo reușește să fugă în SUA, unde se reunește cu familia în 81, iar până la sfârșitul vieții revine la prima sa pasiune, cântatul, interpretând în restaurante din New York. E, la mine, cartea se termina cu Cristian Vasile și ieșirea lui de pe scena mare a Interbelicului. Și nu spuneam tot ce s-a întâmplat cu Jamus Tocul, cu Zavaidoc, cu Daioș Bela, tipul care a făcut orchestrația pentru Zaraza și toate, cu Ionel Fernic, apare în carte. Da. Iar mai ales ai reîntâlnirea dintre el și Rada Moldovan, cum s-a petrecut. Genial. Asta am căutat. Iar pe asta n-o mai citesc acum, e senzațional. Dar îți citesc eu un mesaj de la mama. Okay. Care ți-am spus că citește ca nebuna trei cărți pe săptămână. Astăzi am primit un mesaj pe YouTube, pe prezentarea de la Păzaia Fe, de la cartea asta legat de Zaraza, că a citit
Da. Adică lasă, bă, trilogia, zaraza. Zaraza, tata, zaraza. Și mama spune așa, roagă-l să-mi dea și mie un exemplar nou. A fost cartea asta care m-a rupt. Aici, uite. Da. Uai, auzi, pentru, te-ai scos. Pentru dâns. Te-ai scos. O, să, o să-l pun să-ți dea și un autograf, să știi. Clar. Deci, deci ca să concluzionez cu zaraza, căci după ce că ai rupt-o pe mama, pe mine m-ai dărâmat în vacanță. Mai dărâmat, am citit-o ca nebun, una, bine, am dat înainte, am dat înapoi, nici nu mai, nu mai aveam răbdare să observ. Și am luat după aia Google la întrebări și răspunsuri. Și ea ți-a adeverit tot, ai văzut? Nu că s-a adeverit tot. Da. Băi, omule, m-a terminat. Și ce m-a terminat cel mai tare a fost ce mi-ai povestit înainte de a intra în direct. Cu habitul tău de a da foc primei cărți. A, Doamne! Te rog, spune-o. Hai mă, că nu e, e mișto. Două povești am, deci... Cea mai frumoasă poveste cu un cititor, că tot legat de mormântul lui Cristian Vasile. Pe care l-ai descoperit. Deci, fie, mormântul lui Cristian Vasile, ca să zice toată lumea, nici dracu nu o să-l găsească. Este la Sibiu și n-are cruce. Explic de ce. În carte el nu a mai vrut cruce. Da, 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 la sfârșitul vieții a vrut să fie uitat. Aflăm de ce. Da. Trebuie citit. Trebuie citit. Că nu, n-am eu cum să explic. Acum îmi iau jumătate de oră. A fost o răbuvnire a lui interioară. O frustrare numai, foarte mare. Las-o să o simtă oamenii, că e bună, bine punctată bun. Cel mai frumos mesaj pe care mi l-a dat un cititor, este foarte greu de găsit cimitirul. Pentru că e un calculator la cimitirul din Sibiu în față, găsești rândul, dar vezi că ele au fost mutate sau au mai adăugat două. Eu într-un final am găsit, am făcut insolație când l-am căutat cu prietenul meu, Surilei, cu dacă se uită El Recu. Pe scurt. Că tocmai a fost la București la mine săptămâna trecută. Cu care m-am împrietenit, dar eu aveam un tip librar, 15 ani cred că a fost librar din Sibiu, un tip senzațional. Dar eu am pus la un dat pe Facebook, mă ajută și pe mine cineva mâine în Sibiu să mă ghideze la cimitir. Și a zis, vin eu cu tine la cimitir, mai ales până la două noapte. Când cineva să-mi spune la două noapte că vine cu tine cimitir, n-am știu cu cine mă văd. Corect, exact. Ai avut o virgulă. Am avut o virgulă. Ei, am rămas de atunci prieten, m-am și mutat la Sibiu. Știu că mi-ai povestit în podcastul trecut, pe care vă invit să-l urmăriți, acolo îl descoperiți pe Andrei, de la rădăcini. După când un cititor mi-a trimis o poză cu cartea pe mormântul lui Vasile, l-a găsit frate și el. Extraordinar. L-a găsit. Pentru că Vasile și spune că l-a spus pe patul de moarte că cine chiar va vrea să mă va găsi, dacă vrea el neapărat să mă găsească. Și suntem, cred că, 4-5 oameni lumea asta care știm, nu pun la socoteală urmașii. Nu puteți să faceți, dar nu puteți să faceți o chestie cumva, nu știu, ok, nu o cruce. Dar n-a vrut el, eu... Măcar o plăcut, nu, eu vreau să respect dorința autorului. Tu știi că mi-au dat mesaj cu chestia asta și am zis, mai ai citit carte, deci că n-am ajuns la final. Și după final am zis, ia citește. Poți să faci altceva. Poți să faci altă șmecherie. Ca să-i ajut totuși pe oameni să meargă să aprindă o lumânare acolo, că e păcat. Nu, poate să aprindă oriunde. Și fii atent, chiar dacă merg la Sibiu, și se zbat un pic, îl găsesc. Eu știu ce a spus el, pentru că am citit cartea și știu. Dar ziceam ca idee... Să vin cumva, să preîntâmpin ceea ce vor spune cei ce... Știi care e cel mai frumos lucru care se întâmplă după cartea asta? Nu să-i aprinzi urmări, să-i asculti muzica. Eu am văzut că s-au triplat vizualizările și am văzut 7.000 de comentarii la piesele. Ai ajuns și tu aici datorită cărții, ai ajuns și tu datorită cărții sau emisiunii pe care am făcut-o la ZF după carte. E unul dintre cele mai mari bucurii pe care le-am. Și piese mai ales alea uitate. Un playlist mare. E un playlist mare pe care îl poți face după carte. Da. Și așa, ce ziceai tu? Un bun prieten de-al meu, care nu mai e printre noi, George Vasile, m-a lăsat cu un obicei. Ca anume, după ce iese o carte, să-i dai foc. Și să te uiți la ea cum arde, ca un fel de... Tribut. Da. Zeului și cărții. Un simbol al faptului că ai ieșit din tine, ai... Cum să eliminat. Spune, eliminat și nu mai a ta. Okay. E a publicului. Corect. E o simbolistică acolo. E, și când ai ieșit zaraza... Ia să dăm și noi foc la emisiune. Și... Începem. Păi numai când termin dai foc la studio. La... Și... Păi ce termin cu tine, mă punem foc. Gata. Când am terminat zaraza, am zis, bă, o ard zaraza. Mă duc și o ard pe mormântul lui Vasile, în mintea mea, să intre cenușa cărții. Oricum nu mai e nimic acolo. Dar așa, mă, ca simbolistică, să fac o treabă și fac și o poză frumos, așa, ca... Pentru mine. Exact. Și mă duc cu amicul meu, sorry, Aluleicu, Alrecu, la Sibiu. Fii atent! Asta e porecla lui, da. Alrecu. Iar avem probleme să găsim mormântul. Nu pot să cred. Da,
Da, pentru că nu mai mersesem de vreo un an și ceva, până atunci terminasem cartea, așa. Bine, acum eu mai râd cu el din când în când, zic, bă, dacă n-am nimerit mărmântul, unde, dar pe cine o fi ars noi cartea asta? Dar suntem destul 99% că l-ar fi. Vezi de ce vă trebuie și totuși un Damian Amfile? Da, 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 da. și era o ediție, nu e asta, era de la Polirom, tot cu o hârtie de genul, care nu mai e, frate, hârtie. E o combinație de hârtie chinească cu plastică, făceai tu, că da. Nu mai miroase hârtie. Din păcate, da. Dar asta încă mai are un Băi, și am încercat să-i dau foc. Ce? Se aprindea un pic, se stingea, se aprindea un pic, se stingea. Când au văzut oamenii aia că tot stăm pe jumătate de oră pe acolo și tot încercăm să dăm foc la lucruri, au chemat securitatea de la cimitir, au crezut că profanăm morminte. Da, ok, când a venit paznicul ăla, explică-i tu că ai scris o carte despre Cristian Vasile, cine e Cristian Vasile și că tu vrei să arzi cartea ca să intre cenușă. Ba! Și până la urmă am găsit niște oameni care ardeau niște coroane vechi uscate și le-am pus, am reușit să ardem cartea într-un final, am pozele pe Facebook, dacă... 3 ore ne-a luat să ardem nenoroci. O carte, mă! Că n-aveam combustibil la noi, dacă nu m-a dus capul, aveam o brichetă. Și hârtia bună. Hârtia... Tată, să reziste, tată. Da. Vezi, degeaba zici, să reziste. A rezistat. Dar bine, acum, nu cumva te-ai gândit că poate a fost un semn, că poate n-ai terminat treaba cu el? Nu știu, zic și eu. Tu știi că am în plan așa o continuare? Ei, vezi? Da, nu vreau să vorbesc încă despre ea. Habar n-aveam că ai în plan chestia. Jur, habar n-aveam. Dar m-am eu am scris cartea asta la 27 de ani. Și am povestea a cea urma după, în comunism, cu Rada Moldovan. Cu... Eu ți-am zis așa pe scurt. Da. Și bunul meu prieten Soviani, scriitorii mai, mi-a zis, bă, trebuie neapărat să o scrii. Și eu am zis așa, dacă am scris-o pe asta la 27 de ani, pe aia o scriu la 40. Am 38 acum. Mai deci mai am 2 ani și poate mă apuc de ea. Adică mă bate gândul tare. Dar ca un roman care să vină în completare, dar să fie și de sine stătător, să poți să-l citești... Ceea ce va fi o bătălie destul de... Cam acolo, am la povești acolo. Cum s-au dus ei să încerce să se angajeze la teatru și Cristian Vasile și Rada. Cu mari personalități care sunt foarte prețuite acum și pentru că știau că erau regaliști, i-au pușuit. Păi da, pentru că în perioada respectivă oricum ți era dracului și frică să te împrietezi. Da, nu de frică, ci de scârbă. Declarate? Da, declarate, da. Da. Știu niște povești, le las pentru carte. Unul spun că a fost un mare director de teatru, mare actor, foarte iubit. Și pe care când el era tânăr, Cristian Vasile l-a ajutat enorm și când s-a sucit roata, out regalistul ești de aici. Și care mi se pare mie să umblești pe la televizor într-o perioadă. Mm-hmm. Ok, am înțeles, l-am prins direct. Mm-hmm. Direct l-am luat. Deci sunt multe povești. Mamă, ce bună e asta. Asta e document? Și mai sunt, mai ales ce a pățit Rada Moldova în închisoare. A fost atât de bătută încât când i-au semnat eliberarea, ziua eliberării, singura persoană, că toți erau uitați, care putea să o era Mia Braia, care era prietenă și cu Cristian Vasile și cu ea. Era atât de bătută și schimbată la față, încât atunci când a ieșit, a întrebat, nu vă supărați, știți cumva când iese Rada Moldova? N-a recunoscut-o. Du-te. Nu, e pe bun, e real shit. Era așa cu fața bucurită. Nu m-a recunoscut. Băi, dracu, că voi pe Zaia Fetă ați mai făcut o chestie senzațională și ai și tu meritul tău acolo, asta n-a ce să... Ești când m-ai chemat la podcast, eram dunat, acum azi de 2 ani, am și eu, mai am un pic de merit și eu. Dar ai și tu un merit foarte mare cu privire la toată seria e dedicată comunismului. Nu, n-am niciun merit acolo, jur. Bă, lasă-mă să cred că ai un merit. Promit pentru că l-ai avut invitat pe Vasile. Da, el e creatorul. Știu asta. Dar te-am văzut și pe tine destul de implicat în chestia asta și te-am văzut suferind destul de mult cu privire la acest subiect. Am făcut și eu materiale, nu pentru serie, am făcut cu partizanii, am făcut cu... Ok, nu e seria, am făcut cu deportați în Siberia. Acum e în lucru materialul cu Elisabeta Rizea, femeia cu părul smuls de securitate, filmat. Dar nu-s pentru seria asta, eu am făcut separat pentru că sunt editorul Lucei Hosulongin al Memorialului Durerii, la care țin foarte mult. Și n-avem cum să nu fac materiale. Asta știm asta poveștile zic. Alea. Știm asta zic, dar ai și tu o cărămiduță pusă acolo. Ok, nu e seria limitată, rahat, pe varză. Da. Spanac. E colateral. Clipul cu deportarea în Siberia, cu 10 ani în Siberia, da, se apropie de 200.000 aproape, ceea ce m-a bucurat enorm să afle lumea
poveștile alea și povestea alea, în special. La ăla am plâns. Și am mai plâns foarte tare la ăla cu Partizani. Pentru că, bă, și acolo sunt niște chestii, nu vreau cu să... Cu poveștile de dragoste, da, cum și-au salvat familiile. Nu, hai să nu spunem, lasă-i okay, să ducă să vadă. Nu, vreau să intre citiți să vadă, să intre povești povestea. De iubire în infern, Lucia Hosulungin, editora Hiperliteratura. O aveam pe aici, pe undeva. Vai de capul vostru și al meu. Da, e cu jale. Eu la un moment dat... Nu știi că ți-am zis că n-am putut să o citesc, nici în ziua de n-am putut să o deschid. Și asta vorbeam și cu Lucian Vasile. N-am reușit să o citesc. N-am reușit. Eu la un moment dat redactam... Ce mă, m-am luat cu plânsul cu are. Da. Și am scris o postare pe Facebook despre cam cum e cartea, pe care a văzut-o doamna Lucia Hosu, care l-a sunat pe Teo și Teo pe mine și a zis, tu faci prefața cărții. Și așa începe cu postarea. Și zic, nu, fac eu prefața la Lucia Hosu. Eu fac un istoric. Eu sunt... Nu, că o faci tu. Băi, primesc mesaje și acum de la oameni că nu știam ce-i cu cartea, am intrat în librărie, am deschis-o, am citit prefața, am luat-o. Da. Și am sunat-o pe Lucia Hosu și am zis, doamne, m-a emoționat, că nu că m-a emoționat. Deci, sunt niște povești acolo care depășesc orice limite ale carne. Normalității, așa ale firescului, ale uneori chiar și ale grotescului. Da. Și spun, doamne... Băi, și înveți multe. Și spun, doamne, mi-a fost foarte greu să o redactez, la care Lucia Hosu zice, eu am stat de vorbă cu ei, mă, copil. Da. Eu nu percutasem chestia asta. Eu am stat de vorbă cu Riza. Eu am stat de... Eram în fața lor. Tu cum crezi că eram eu? Da, Tudor, că a fost cu maică sa pe la interviu. Da, am făcut un podcast cu el, știu, cu Păpitești. Și le întrebam, bă, dar din insight, cum e? Cum e când s-a aflat cu reeducarea de la Pitești la începutul anilor 90? Că nu știa nici dracu. Știa dracu. Dar aveai voie să vorbești despre așa ceva, ești nebun, ce ai? Păi acum mama... pregătim o nouă carte a lui Lucia Hosu în toamnă, okay. Numai cu Partizani. S-ar putea să iasă în două volume, cred că o să iasă în două, că e mare, pentru că sunt pe toate păi zonele. Suntem țara care a avut Partizani până târziu, 60 da, și da, da, da. Cât? Au stat 10 ani, 66, cât? Cam 65 maxim. Parcă din 65, ce, 60, 60 da. Un pic. Până în anii 60, hai să o punem așa. Da, da. Bă, despre ce vorbim? Da. Păi da, cartea lui Lucian Vasile, uite, nu am la îndemână. Măi, bibliograf, băi, bibliograf. Da, da, da. Băi, te apuci o citești, și dar trebuie să-ți iei notițe separat, pentru că altfel o iei razna. Cartea este fabuloasă. Știi că, ții minte că ne-a scris cineva când am făcut noi live-ul ăla pe TikTok. Ne-a scris cineva că a citit-o? Da, ții da. Minte, da. Nu ții minte da. Că a scris. E foarte, băiat, foarte tare, genie. Vasile. Foarte tare, Vasile. Și mă bucur pe ce materiale... Oricum v-ați dus într-o zonă absolut fenomenală și vă mulțumesc pentru chestia asta, pentru că trebuia cumva istoria... Eu repet, rolul meu mai mic aici, al lui Horia și al lui Vasile. Mă, irelevant. Eu îmi fac partea mea, unde probabil e meritul meu cel mai mare, că fac emisiunea asta lunară despre piața de carte din România și văd la fiecare emisiune că am cititori noi și primesc mesaje de oameni care s-au apucat sau reapucat de citit. Sau tineri, eu care, sunt unul dintre sau tineri care nu știau de un soia. Mă, aveau 18-19 ani, știu, dar aș vrea, dar nu știu cu ce. Și le-am răspuns la fiecare ediție, mergând, vezi, de-aia zic, general, pe mai multe zone, am găsit interesul fiecare. Eu am petrecut foarte mult timp împreună cu Teo Hosulungin, pentru că, mă rog, noi am avut și o emisiune împreună, de fapt, două emisiuni împreună, trei mai precis. Destinele noastre s-au împreunat așa... de-a lungul timpului destul de mult și la un moment dat am mers cu el la pescuit, nici mai știu pe ce baltă, dacă mă înșel pe Pleașa Park, era una dintre primele filmări și stăm noi pe baltă la pescuit, ce trebuie să facem, stă traca, nu aveam noi nicio treabă, oricum nici Teo nu-i vreun împătimit al telefonului și când, băi, când stai cu cineva față în față, stai, dă vorbă, frate, dă-l dracu de telefon. Acum, apropo, îmi cer scuze, el stă pornit ca să urmărez live-ul, nu din alt motiv, mă rog, ca să vedem dacă cumva... Îmi transmis tu, dacă da, sunt întrebări, dacă chestii. Mesaje, n-am dat vreau... pe TikTok, poți să deschizi tu pe TikTok? Sau cum faci? Nu, o să deschid... Eu l-am deschis pe YouTube, deschid pe Facebook. Eu îl deschid pe Facebook. Să răspundem și întrebărilor. Pe YouTube o să intre mai greu întrebările, nu știu de ce, dar mă rog, asta e. Băi, și a început să-mi povestească atunci despre o carte fenomenală numită Stalingrad. Aha, da. Știi ce s-a întâmplat? Foarte multe recomandări am și de la Teo, foarte. Dar știi ce s-a întâmplat în secunda 2, nu? Am însă acasă, mă, și mi-am cumpărat cartea. Adică, da. Direct. Zic, bă, gata, oprește-te. Cum să băi, și Teo are talentul are ăsta. Dacă îți vorbește despre o carte, n-ai, te duci să-ți iei. Așa e și cu mine, așa e și cu Horia, da, să știi, da, când da, îi place da, lui o carte da, și da, bate creierii cu ea. Da. N-ai cum să oricum, nu te duci să-ți ideea este că
trebuie să citim și trebuie să citim mult și trebuie să ne reeducăm în a citi. Și revenind la ce vorbeam noi la început, că n-am apucat oamenii să terminăm se sperie ideea, și cum cred... să înveți oamenii să citească? Oamenii au senzația că dacă trebuie să citească foarte mult sau trebuie să citească într-un anumit ritm sau trebuie... Și eu am spus de la chestia asta în emisiunea aia, trebuie doar să o faci constant. Poți să citești și două pagini pe zi. Da. Dar citește alea două pagini pe zi. Îți va schimba, o să vezi după două luni, îți garantez, putem să facem un pariu, că ți se va schimba totul din momentul ăla. Pentru că și dacă citești două, trei pagini pe zi, sau mai am un exercițiu interesant, citește într-o zi numărul de pagini al cifrei din ziua respectivă. Deci dacă suntem azi pe 14, azi citește 14 pagini, mâine 15, 16. În cel mai rău caz vei citi, vei citi 30-31 după caz, dar vei avea și zile cu o pagină, cu două, cu trei, cu patru, cu cinci și să vezi ce repede intri în ritmul ăsta. Nu știu care e faza, eu nu văd, dar cred că sunt eu foarte prost, nu dau seama pe TikTok cum să fac să găsesc comentariile. Nu știu cum. Hai să nu începe cum am făcut cu live-ul ăla, că nu termin, o luăm, și după aia își dau seama și oamenii că suntem proști. Băi, nu suntem proști, nu suntem ancorați în tehnică, mă, hai să o spunem pe aia dreaptă. Avem treabă cu tehnica, dar nu suntem ancorați, nu suntem înțepeniți în chestia asta cu, cum se cheamă, cu ce fac copiii, știi, că până la urmă asta e al lor, na. Băi, le vedem cum eu le văd, uite, pe Facebook, dacă vin, tu le vezi pe YouTube, da, dacă... Deocamdată mai avut o reclamă la un operator de telefonie. Deci, hai mă, YouTube să... Premium și... Deci putem... Nu era în altă parte reclamă. Revenind la ce povesteam cu cititul mult și bun, l-am avut invitat pe Cristian China Birta. N-a apărut încă, am discutat cu el despre chestia asta, un alt om care citește până îl găsește bățul. Vai de cap, și pe care tot așa trebuie să la în momentul în care l-a scos, te-a pus și notezi cărțile, că n-ai să faci. Am notat câteva titluri, că n-ai. Bun. Stăteam și mă gândeam, știi, mintea asta ți se desface și atinge niște, sau mă rog, neuronii mai bine zis, se revitalizează citind atât de mult încât te gândești, bă frate, nu este aleacul pentru Alzheimer. Nu chiar. Intrăm în altele. Păi de ce? Hai să-l extrapolăm. Nu, dar mintea chiar se desface citind. Și se desface frumos, frumos de tot, cu cât citești mai mult, mai divers, mai din fiecare cultură în parte. La un moment dat, uite ce făcea, apropo, amicul ăsta al meu, de ziceam din Sibiu, sorry, Leico Andrecu. Așa. Își pusese pe Facebook de aia de locație cu fiecare oraș, loc în care a călătorit citind. Și a făcut o hartă. A călătorit în toată lumea. Faică de mișto. Cu minte. Faică de mișto. Cu minte. Că asta faci, de fapt. Știi? Apropo de lume, ținut... Și mă refer la locurile reale, nu? Da. Nu. Harta e la prima. Stai și un pic. Băi, mă zăpăcesc în astea cu trei culori, ăsta al tău m-ai omorât. Apropo de lumi, hai să mergem încet, încet către lumea. Bă, dar nu mă satur să o văd cât ce? De bine arată. Harta? Nu harta, trilogia, cartea. Cărțile, da. Toate trei arată superb. Hai să mergem un pic la hartă și să o punem cumva așa. Asta e că pe ultima tu nu știi. Nu, n-am văzut. Dar tu și, citind-o o să înțelegi altfel aici. Au! Ce ne-a zis băiatul ăla pe TikTok? I'm in love, mă căsătoresc. Viitoarea soție. Bună, viitoarea soție, excepțional. Bun, deci aceasta este harta lumii în care se desfășoară acțiunea trilogiei. O aveți pe prima copertă în spate. Ca să vă dați seama cam pe unde s-a plimbat cu mintea nebunul ăsta de Andrei. Hai să o pun aici la camera 1. Ia să vedem. Eu știu pe de rost. Da, spun și pe unde ajungi, dau și scurtături care n-apar. La care m-am gândit. Zic că face Uber-ul de la palat până la poartă. Băi, e fenomenal. Jur și ideea în sine. Dar nu vreau să ui ca pe o periuță, deși avem una pe aici. Dar știi care e povestea cu Hart? De, nu știu dacă ți-am spus-o în podcastul trecut. Eu îl plimbam personajul. Acolo era palatul și la un moment dat mi-am deschis în Corel, că lucrez în Corel mostly. Dar era foarte schematic. Acolo râu, acolo, că ziceam, dar am trecut de... Ca să nu trec după iar prin zone sau apropiat și să descriu alte lucruri, să-mi creez lumea efectiv de la zero. Normal. Și la sfârșit când a ieșit, care era foarte asemănătoare cu cei acum, doar că, repet, un pic mai schematic, am zis, păi da, nu fac eu să o
se plimbe și cititorii pe ea, adică, pă, uite, cu apa sâmbetei, cu nesfârșitele ape, cu... E genială idee. Da. Băi, a avut o idee foarte bună, sincer. Fără niciun fel de glumă. Vă mulțumesc. Atât s-a putut. Băi, am vrut să scriu, dar asta de ani de zile, nu de acum. Am explicat în postfața pe care tu ai citit-o din ultimul volum. Am explicat niște lucruri. Și în podcastul nostru. Am vrut să scriu un bazm sau un sau fantasy. Lumea îl percepe ca fantasy. Foarte bine, mă bucură chestia asta. Că nu contează, da, science fiction istoric. Mitologic istoric. Așa. Băi, care să fie la fel de savuros ca ălea mari din afară. Care să-mi dea, eu am vrut să-mi dea trăirea pe care mi-a dat-o Lord of the Rings. Dar să fie 100% românesc, 100% românesc. Îți dă mai mult pentru că sunt personajele cu nume românești, sunt toate nebuniile alea pe care le-ai, toți monștrii pe care i-ai adus la viață. Am adus Crâsnicul, băi, am adus Mama Pădurii. Hai să o luăm de la Adam și Eva. Nu vrei? Da. Am mai spus-o, dar e păcat. Păi nu prea am cu Adam și Eva, e cu apa sâmbete, cu fârtatul, cu nefârtatul. Hai să o luăm de la început. Cum a pornit această nebunie? O aveam în cap de mult. Dar nu știam, știi cum e, la fel cum am făcut și cu Zaraza. M-am apucat să încerc să scriu, să văd, îmi iese, nu-mi iese, pentru că eu la 20... Ea e și când aveam 27 de ani, m-am apucat la 24 de ani. La 24 de ani să scriu roman istoric cu implicațiile sociale din anii 30, să iei tot interbelicul, să iei războiul, să iei amintirile din primul război. Și nu știi dacă poți, dacă ți iese. Eu vreau să fiu foarte corect și cu mine și cu cititorii mei. Că una e să vrei să scriu o chestie și alta e să-ți și iasă. Și după experiența cu Zaraza, unde am simțit că am crescut foarte tare, am început să arunc în acest baz să reiau Tinerețe fără bătrânețe, care așa a început inițial, dar după aia am zis, stai așa, că nu merge. Nu pot să iau doar ce să fac, să o repovestez, nu, trebuie să o refac de la, să-i dau cu totul alt sens. Ca să-i dau cu totul alt sens, trebuie să merg în mitologie. Și am început să citesc mitologie. M-am lovit de probleme, dar stai, dar acum. Dar sărbătorile alea, dar cum, stai un pic, cum s-au creat oamenii, ce credeau oamenii din trecut, să crezi lumea aia păgână. Și uite, așa am ajuns la un raft de mitologie uriaș. Sunt doxă. Am în plan să scot și o carte de introducere în mitologia română. Dar mi se pare că ai făcut un podcast legat de chestia asta. Am făcut vreo 4 emisiuni la Zaia Fet, că acolo eu am ajuns cu cartea la Zaia Fet și mi-a zis, Horia, nu vrei tu să faci pe mit? Că de acolo am început să fac pe mitologie. De la ce, cum credeau oamenii că era Dumnezeu, că nu era Dumnezeu ăsta creștin. Nu. De la cum s-a creat lumea, de la cum a apărut omul, de la ce cu apa sâmbetei, ce cu sorbul mărilor, de ce se duc sufletele pe apa sâmbetei și pe buzele sorbului mărilor dintre lumea, de ce lumea este în 7 ciclică una sub alta, stâlpii pământului, cum este ținut cerul, cum a fost creat soarele cu luna, bazmele și legendele soarelui cu luna, până să ajungem la bestiar. Om. Tipurile de oameni, zilele care erau zâni și fiecare era protectorul zilei, tot așa, până ajunge la diferența dintre zi și noapte și cea a duhurilor care luna soarele lor și de ce ajungeau duhurile așa, ce erau strigoi moroi, de ce se despărțite cum îi contracarai, până ajungem la necația apelor, duhurile de pădure, elele care sunt de aer și așa și așa mai departe. Și după ce am făcut toată documentarea asta, am zis, acum știu ce am descris. Și va fi, de când am scris primul rând din cartea Blestemului, zic, primul va fi un pic mai static. Da, și așa este. Și așa a fost. Așa dar un picuț, un pic ca să intri. Primul capitol te buimăcește puțin și prima zici, parte. Hai, lasă-mă, că mai plic. Nu, al doilea capitol deja îți dai drumul la citit. Așa au zis foarte mulți cititori. Merge, nu te-am crezut că mi-ai spus, știi? Da, nu, după al doilea, al treilea s-a dus. Duce și pleacă. Nu, ca după aia să vină în al doilea, știam, aventură cap-coadă, iar al treilea să ai acel fantasy ăla pe care îl doreai, cu răsturnări de situații, cu războaie, cu... Și ai făcut o chestie fenomenală. Și cu partea de substanță din spate... Da. Dar ai făcut o chestie foarte mișto în partea a treia, în sensul în care la început readucem tot ce s-a întâmplat în primele două cărți. Da, și în a doua aducem... Da. E o recapitulare. Recapitulare... A trecut un an de când... E o recapitulare. Dar nu o găsiști chiar peste tot. P-
Păi, treaba lor, eu am gândit așa pentru cititori că sunt foarte mulți care au luat cartea lor, cum a apărut, au citit-o atunci. Zic, a trecut un an de atunci sau altceva. Omul n-a citit primele două cărți, despre ce e vorba, poate vrea să... Știi că sunt foarte mulți care mi-au zis că au citit-o pe a doua și acum o iau pe prima și pe a treia. Că ei pot înțelege ce s-a întâmplat din acea recapitulare. Evident că ai pierdut. Ai pierdut toată frumusețea. Ai o ofertă de lansare la ea, nu? Da. Mi se pare că ai tot pachetul la o ofertă. Nu, acum nu. Știi de ce? Pentru că cei de la Cărturește mi-au explicat. Au avut o ofertă de 50% reducere și eu am tot dat-o pe Facebook la primele două volume până pe 8 aprilie. Și ei nu pot, ei nu pot în 30 de zile legal să mai dea o ofertă. Și legea în România. Super. Că ar fi vrut să facă la tot pachetul, dar nu pot. Păi știu că așa am spus, nu pot. Așa am spus. Așa ar fi trebuit, dar ei au dat oferta asta înainte, că nu ne-am, nici ei nu și-au dat seama, nu vorbisem, ne-am vorbit numai când ești campanie și am zis. Deci și reducerea termină acum și atunci peste 30 de zile, practic, ar trebui să intre. Nu ar putea să intre în ofertă. Ar putea să fie, sigur, ofertă. Da. Auzi ceva, cartea asta, într-un an, nu știu dacă a avut o lună de zile sau două cu prețul plin. Really, no. Ba, a avut 10%, ba, 15%, ba, în librărie ți-o iei cu buletinul de Cărturești cu 20%. După aia, eu acum ai campania de precomenzi exclusivă pe Cărturești, vor veni și după, din mai, jumatea lui mai, va intra și în celelalte librării. Ori face și alții oferte, că nu... Mi se pare extraordinar, să știi. Mi se pare extraordinar ce ai reușit și chiar, sincer... Dar acum la asta zic... Îți mulțumesc în numele cititorilor. Și aș vrea să specific un aspect foarte important. Cartea nu este pentru copii. Cartea nu este exclusiv pentru copii sau exclusiv, Ba chiar uneori nu-i deloc. Ba aș putea spune că aș încadra-o la un 14+, pentru că îți trebuie un pic de creier să o înțelegi. Cel puțin ultima... pe care îmi vine să pun mâna și așa să scârpesc una peste ochi cu ea. Vezi că eu am trei după aia rămas. Băi, omul Dumnezeu. Băi, răsturnarea din final este, Doamne ferește. Și de la început? Da, de la, și personajele noi. Te-am spus că nu te aștepți. Nu. Eu aveam asta în cap de când am început cartea și mă uitam la reacții după primul volum. Mamă, că mitologie română, că... Știam ce eu știam ce îi așteaptă în al doilea, după aia am văzut în al doilea la reacții. Aventură, că bestiarul, că zic, da, abia aștept să vină al treilea, pentru că nu vă așteptați. Băi, dar nu este numai, mitologie românească, e mitologie balcanică. E și ucraineană și poloneză, adică, e amestecată, dar un melaj... 90% e românească, 90%... Da. Nu există mitologie română, există mitologia est-europeană. Exact. Da, long story short. Dar modul de interpretare, ca asta spune și în prefață, felul în care, la fel ca la ele. Da. Ele. Da, în Bulgaria sunt samovile. În Serbia samovive. În Grecia sunt nimfe și driade. În Polonia nu mai știu cum, Doamne, arăt, că aveam. Tundereche... Parcă scrie asta. În fine. Tundereche în Ungaria. Ele sunt tot ele. Da. Ele sunt tot ele. Dar ele sunt tot ele. Ele... Băi, stai un pic, dar ca puteri, ca fel de reacție, ca mod de apariție, ca blesteme pe care le aduc, sunt total diferite. Și inclusiv la noi, geografic, nu au treabă elele din partea zona Moldovei cu zona Olteniei sau cu zona Valahiei. Un citat scurt. Căci sulițele erau îmbibate în dohot, pe care zmeii îl trăgeau, mă rog. Și aici jos petrolul. Scrie ce e dohotul. Fenomenală idee. Nu știu unde să... E bine așa? Sau aici? Aici. Dohot. Excepțională idee. Mi s-a părut fabuloasă. Și nu e singura, evident. Ție ți-a plăcut asta, dar... Nu, la corecturul cărții, știi că și-a părut cetatea la un moment dat, că astea nu sunt spoilere până la urmă, aruncă cu niște rotocoale de crengi uscate pe care le îmbibă în țuică. Și a zis, bă... Până acum, zic că de-aia zice, mai spune că te-ai inspirat din Lord of the Rings sau nu are. Cine dracu și-a apărat cetatea cu țuică? Cu țuică, da. Cu țuică, pe bune. Pe bune. Îți dai seama, îmi și imaginea cum simțeam, mai miros de da, da. Foarte mișto, foarte, foarte... Pe mine m-a dus într-un univers în care nu mă așteptam să ajung, spun sincer. Și faptul că a trebuit să aștept un an de zile după ultima parte, băi, băi... Băi, mă bucur mult.
Și mă bucur că văd reacțiile la... Dar ai văzut reacția, la oameni foarte... Da, că nu, ea nu a citit până în apărut și al treilea. Mi se pare corect. Sunt dar... mulți care au făcut așa. Eu îmi doresc foarte mult să fie bestseller. Sunt convins că și tu și eu, mai mult de atât, eu cred că va fi bestseller. Păi primele două au fost. Cu siguranță acum când apare și ultimul, va crea vâlvă, sper și mai mare. Iar de aici, pentru că am ieșit, acum chiar am ieșit din zona de scris. Pentru că terminam prima, am bucat a doua. Am terminat după a doua, am bucat a treia, am avut treabă de documentat și scris. Acum nu mai am treabă și scopul meu este să o promovez, că asta și mai fac, să ajung la foarte, foarte mulți oameni cu ea. Și aici, campania un an de zile de promovare de asta, a început încă de ieri, nu? A început de precomenzi, de vineri. Ok. S-au dat în mai puțin de 24 de ore. Asta m-a impresionat. Că nu mă așteptam, îți spun sincer. Pentru că nu... Eu am un program în această campanie de precomenzi de pe Cărturești. Am vorbit cu influencerii pe care îi cunoaștem și au citit primele două cărți să posteze de sâmbătă. Reclamele încep de duminică. Iar eu... joi, seara și vineri am dat doar eu și în mai puțin de 24 de ore s-au dat aproape 150. Deci a fost wow, what? Îți dai seama că m-am bucurat foarte, foarte tare. Nu mai zic câte s-or fi dat și din al doilea și din primul, dar o să văd la finalul lunii când am raportul pe ele. Da, păi știi că te-am întrebat eu înainte de live câte comenzi sunt pe Cărturești și mi-ai spus că n-ai cum să știi. N-am cum să știu, astea sunt detalii pe care le știu de vineri de la ora 3. Vineri la ora 3 erau undeva la 150. Va fi o campanie de promovare stil american? Nu, adică ca principiu poate că asta, că da. Știu că și asta e o discuție. Că la un ce dat înseamnă stil tot american? Gândit, nu știu, genul agresiv așa. Habar va fi agresivă, da. Eu în general fac campanie agresive la care agresive în sensul în care să... Acum o fac foarte tare în față. Pentru... Cooperativa 2.0 a lui Cristian China Birta, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și nu singură, și împreună cu Măicuța Dumnezeu. Și împreună cu toată echipa lui, că da. Uite, am eu nu cu el. Eu cu el am discutat doar la început, acum lucrez cu echipa de la Cooperativa 2.0. Scuză-mă, te-am lăsat dinainte, iartă-mă. Mai vorbeam eu bine. Asta trebuie să o avem, că e păcat să se încălzește, ne poate în joc de aia. Este pentru prima dată când fac o... campanie cu o agenție specializată de promovare de... Până acum am dus-o eu singur și am știut cam ce am de făcut. Doamne ajută pentru chestia asta. Mersi. Așa că da, poate, nu știu, va fi în stil american, nu știu. Eu cred că oricum în România trebuie să le adaptezi pe zona noastră neaușă, că nu merge ce merge în America, că nici n-ai piața de carte din nu, America. Nu, eu când am spus în stil american, m-am gândit pur și simplu la chestia asta, la agresivitatea americană. Știi, mă așteptam să te văd pe niște billboard-uri de alea uriași. Nu. De ce nu? Hai, mă. Nu, dar nu-mi place mie. Da, nu. Mă, știu că ești o persoană mai retrasă și nu ești. În primul rând, eu pun cartea în fața, nu pe mine. Păi... Deci nu, rule number one. Nu eu, cartea. Nu eu. Eu oricum mă promovez destul, apar la Zaiafet și de acolo mă ajută foarte mult chestia asta și pentru cărți și toate chestiile pe care mi le propun. Acolo apar sunt și la umbră vorba unde... Apar după aia și la umbră vorba și la alte podcasturi de mare prestigiu. Așa, tata. Așa. Mai zi. Iar la carte eu nu cred în publicitate stradală, în billboard-uri, dar în schimb în online va fi promovată la greu. La greu. Ce am mai făcut? Nu știu, vreau să citesc ceva aici. A. Să mă dau și o rotund. Aia nu trebuia să o citești un PDF. Acum ar fi trebuit să o descoperi. Știu eu ce vrei. De ce? Știi ce vrei? Știu. Ha, mă, uite aici. Ia zi. Unde dau Google-ul? Mă, uite ce scrie aici. Pe care îl întreb aici? Uite aici. Ia zi, ce scrie. Ia uite. Cristi, când a dit așa, cu Codruț Arsens, cum vă vorbați mulțumesc. Băi, mi-ai umplut, o să râzi, mi-ai făcut ziua atunci senzațional. Când am ajuns la final și am văzut, răzi, stai. M-ai ajutat și cu podcast-ul și cu trailerul de carte, ai mă, că da. Băi, oprește-te. În primul rând, îmi face o mare plăcere să te știu prieten. În al doilea rând, mi se pare fabulos că scrii. Așa cum o face și Teo, așa cum o fac mulți oameni pe lumea asta. Este senzațional să te poți așeza în primul la calculator, să-ți aduni ideile, să scrii. Pentru mine este incredibil. Îți spun sincer, eu nu m-am așteptat să mă prind atât de tare această trilogie. Pe cuvântul meu, tot cinste. De ce? Că era fantasy. Mă, nu neapărat. Că asta tot mi s-a aud. Părut un pic pueril. Zic, aia mă, o dăm în tinețe, fără bătrânețe și viață fără de... Bă, alo. Bă, eu am citit o recenzie scrisă de o mare... Okay. Mare critică literară. Eu nu, oricum nu prea am treabă cu...
cu lumea oficială a cărții și nici cu mine. Că nu-s chemat pe nicăieri, nu, eu nu, mai ales de când am editura mea, nu există. Nu există. Da, știu cum ai spus chestia asta. Se face festival de, de literatură cu zi de fantasy. Ăsta e cel mai vândut fantasy în ultimul 2 ani. Nu există să mă cheme, să mă pomenească, să... Nu, nu intrăm în așa ceva, dar bine, astea salte. În schimb, eu știu foarte bine ce subiecte am tratat în cartea asta, care sunt foarte deep. Foarte deep și le-am tratat din, și din prisma mitologiei. Da? Chestia predestinării, chestia cu sensul vieții, la un moment dat cu sensul umanității. Adică alea odor, mai ales în final, nu mai spun ce se întâmplă, că se întâlnește cu moartea. Își pun, sunt niște întrebări și dialoguri acolo, eu zic, fascinante. E, ce spunea tipa asta într-o carte, că... într-o recenzie că am lăsat marea literatură, am trădat marea literatură pentru fantasy, dar mai avea să spună pentru căcatul de fantasy. Bine că n-ați și spus-o, știi? Pe bune? Da, mi s-a părut atât de... Băi, fantasy este un... Hai, sic, tir, măgăriță. Da, nu că ne-am transmis nimic. Ah, am înțeles. E mai, mai... Bă, dar e foarte greu de scris, mă, băiat. Nu, dar fantasy e un gen greu, mare... Da. Tot, eu înțeleg că în România se pune preț numai pe chestiile alea de biografism, că bă, asta se pune da, preț acum, și acum pe equality și pe... Doamne, dacă nu ești din astea trei, zic eu, trei subiecte, cu tot, cam tot ce e literatura română, dar încerc să ies din discuția asta. Totuși nu există. Pe partea de fiction e slab, frate, nu scrii mare literatură. E păcat, e păcat, dar uite că mă bucur că publicul nu receptează așa. Poți să-mi explici mie de ce nu văd comentariile după... Păi poate că nu sunt, poate, nu, sunt, poate nu se uită nimeni la noi. Nu e adevărat, păi YouTube că sunt comentarii, de ce nu le văd? Poate vezi tu? Păi nu trebuie să schimb de pe Facebook, ia stai să vedem. Ar trebui să luăm și comentariile puțin și ar trebui da, să... Da, le luăm. Păi uite-mă, sunt... Uite-mă, era treaba ta, nu? Mă, bă, și eu dormeam în front, stai să-mi pun bicicleta, că nu văd. Ia uite, Poca Alexandru... Banone, Benone. Este pub de pe TikTok. Aha. Și ne scrie, sunt curios ce număr de precomenzi are noua carte, ai răspuns deja. Peste 100, adică 150 mai puțin de 24 și de ori. Și că mulțumesc că ai pus-o mare pe nevastă mea acolo. Că? Că ai pus-o E, și într-adevăr, Marian Răducanu are un comentariu foarte bun despre care noi am și vorbit. A sunat telefon. Ne scrie cititorii. trebuie tradus în engleză. Greu. Noi am vorbit despre cine trebuie? Care trebuie? Ridic un pic o mână. Este foarte greu. Te-am umplut de da, de respect. Asta era și ideea. Am discutat cu mulți. Omorât și noi subiect. Nu, am intrat în chestia asta pentru că era una dintre dorințele mele, dar am discutat uite și cu Igor Bergler, care așa. Ditai, scriitorul tradus, care e la Penguin, în 30 și ceva de țări tradus. Nici nu ne-a mers extraordinar de bine. E foarte greu să intri pe piața aia mare, apropo ce zice, de engleză, unde 5% reprezintă traducerile, care au mare literatură franceză, spaniolă, rusă, nu mai zic, să intri tu pe zona de fantasy, să te bați tu cu aia de acolo, ai lor, da? Cu R.R. Martin, cu Tolkien și cu știi Brandon că, Sanderson știi, de acum. Știi când este practic imposibil. Singura variantă, spun, este să, exact cum a făcut Sapkowski cu Witcher-ul, să prinzi un joc, să prinzi o... Mi-ai luat vorba din gură. Sau uite, sunt unii, le-am dat drepturile, adică au acordul meu, să înceapă o animație care vor să o dea la Netflix. Le-am dat acum, nu știu ce se va întâmpla, că nu depinde de mine. Eu am zis, eu vă ajut cu ce pot, mă ofer consultant. Că e nevoie să fac consultare pe chestii de mitologie dacă intră în acum zona de animație. Acum mă faci să stau și pe Netflix să aștept animația. Păi stai un pic. N-am zis, nu, că cu Netflix-ul n-au zis. Ăsta era planul lor. Am înțeles. Da? Exagerăm. Ca să ajungi la o traducere a cărții în engleză. Altfel, pot să vând eu în România și 100.000. Foarte, foarte slabe șanse. Foarte slabe șanse pentru că iau fantasy-ul lor foarte bun. Foarte așa bun. E. Da? Așa e. Nu, foarte bun. Și să vii tu cu o zonă din Europa, inclusiv Sapkowski cu Witcher, nu e în topul lor de vânzări. Nu e în topul lor de vânzări. Dar nu e nici în primele 10. Dar o să râzi, nici serialul nu rupe pe cineva. A rupt. Da, primul sezon. Bine, primul sezon. Păi da, dar l-au și stricat acum, a fi da, vorba între noi. E adevărat, adică, e până la urmă, este și actorul principal, tocmai că nu se mai respectă universul ăla, al autorului, al lui Sapkowski. Apropo de seriale stricate, mai
cunosc ala de pe Amazon, care i-au făcut Lord of the Rings of Power după Lord of the Rings, pe Similarion. Uai de capul meu. Auzi, am văzut un căcat, am văzut un căcat de film zilele trecute, ce nu poți să imaginezi. M-am mâncat în locul unde nu intră lumină. Sau cum zicea, cum spunea Porta, îți mai aduce aminte din cărțile lui Sven Hasser, știi? Mm. În locul întunecos. Să mă uit la o tâmpenie sinistră, Jocurile Foamei, acum 2023-2022. Nu știu, nu le-am văzut, nu cunosc. Băi, au scos acum, nu știu cum dracu-i ce, Sonata Păsării. Dar am înțeles, cărțile sunt ok. Da, mă, și primele filme au fost absolut senzaționale, le-am înghițit ca nebun. Bă, dar ăsta ultimul ce a ieșit e pe Netflix. Mă, omul e făcut de ei? Nu, că știu, că de, nu știu de cine pe ce pune ăștia mâna să cam strică rău. Bă, nu știu de cine e făcut, de cine nu e făcut. Băi, frate. Măi, omul lui Dumnezeu. În primul rând, mai aveam un pic s-o dea indienisme de alea să dansăm cu toți așa, într-un panjambi de la general. N-am nicio problemă. Nu-mi place Bollywood sub nicio formă și nu să-l accept ca și formă de artă. Păi, vocea fetii ăla este una senzațională, actriței principale, nu scapă numele, nici mai chinesc. Bă, dar e de un penibil dus, cel puțin așa mi s-a părut mie, poate să-mi iau hate acum cât cuprinde, bă, dar jenant. Apropo de filme ce pot fi distruse, știi? Și apropo de cărți ce pot fi distruse, că și cărți... Acum în fantasy se distruge, fantasy au văzut ei că a prins foarte bine și că au făcut, nu că milioane, sute de miliarde pe Lord of the Rings, pe Game of Thrones. A rupt în și două. Și au început ei să... Game of Thrones să mă ierici. Da, păi nu, dar uite ce fac acum, că fac niște tâmpenii de te doare minte. Mă uitam la asta, la Wheel of Time de pe Amazon și la Rings of Power, mă, mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău, nu poți să-l faci atât de prost cu un asemenea buget. Bă, uite că se poate. Cu cât e bugetul mai mare, parcă mai prost îl face. Nu, e cum, dar poți să te duci în prosteană la maxim. Și reacționează și agresiv. Adică stai, că nu, voi nu înțelegeți. Bă, băiatule. Da, n-ați prins voi, bă, băiatule, niște incapabili. Păi, da. Păi tu ai dat afară consultanții, experți pe Tolkien și ceri să faci tu film? Pă ce? E greu, e foarte greu. În fine, da. Dar oricum, bottom line-ul este următorul. Ca să ajungă totuși să fie văzut, să fie tradus... În primul rând, trebuie să se vândă foarte mult în România. Da? Fără... Eu îmi vorbesc de traducere reală, adică a lucra cu agenție, ajunge la o agenție, nu tradusă prin programe ICR să te ajute statul, care oricum nu o să mă ajute niciodată, că eu nu fac parte din acea gașcă și nici nu vreau. Așa? Eu sunt pe liste negre. Eu în zona oficială nu exist. Bine, dar că e și stilul ăsta aparte. Bă, ce convine? Stai un pic, că nu mă, eu nu mă plâng. Cu cât nu mă băgați mai mult în seama, cu atât mă simt mai bine. Înseamnă că ceea ce fac e ok. Mai am o întrebare. Sunt curios ce părere ai, Andrei, despre cartea Lumânările Art până la capăt. L-am citit-o, eu mă pot pronunța. Păi cum? Păi eu am i-am recomandat, este prima carte pe care a recomandat-o la Zaya Book. Probabil că băiatul n-a văzut Zaya Book-ul. Nu e... Lumânările Ar până la capăt e între romanele mele preferate. Și Mara este un scriitor pe care îl ador. Apropo că se dau ăștia mari... Doamne, ce mare literatură avem. Noi n-avem un scriitor care ajunge la vârful degetului. Mara e care e ungur. Ce poate să scrie băiatul? Într-un roman de 160 de pagini te face ferfeliță sentimentală în romanul ăsta. Este vorba de doi prieteni. Un general și un... Vezi cum îl dai să nu fie spoiler. Ca să mai nu-i spoiler. O afli din primele 5 pagini. Care se revede după 40 de ani. Sunt bătrâni acum. Ce se întâmplase, de ce a plecat, la mijloc era fost o poveste de dragoste cu o femeie între ei. Și se adună și ăsta tipul recrează scena exact cum fusese în seara în care ăsta plecase acum 40 de ani și eu reiau de acolo. Și stau de vorbă. Nu există așa ceva în literar, ce poate să facă mare. Te va tăvăli cartea, este vorba despre prietenie, despre tipuri de dragoste. E numai din dialog. Numai din dialog. Nu știu ce nu răspund. Pac, pac, țac, iau, tu iau, tu iau. Un ping-pong care te omoare. Este una dintre cele mai frumoase cărți din Europa. De... Sunt la comenzi. Vezi că e pe stoc epuizat. Nu contează. De fiecare dată când am recomandat-o și după ce am recomandat-o și la Zaya Book, da, intră pe stoc epuizat. Că ai băgat-o și la noi. Ai recomandat-o și la mine. Parcă. Posibil. Parcă ai mai vorbit, da. Știi de ce o recomand? E prima pe listă la recomandări la mine? Pentru că merge pe orice gen, vârstă, sex.
Aha. Ori de unde poți să ai 20 de ani, vei înțelege ceva și te va răvăși, la 40 de ani te va răvăși și mai tare și tot așa. Live-ul ăsta este un live în premieră, pentru noi cel puțin aici la Umblă Vorba. Suntem pe YouTube, pe Facebook și pe TikTok. Yeah. Este o chestie fabuloasă. Mi-aș dori foarte mult ca la finalul acestei discuții, din milioanele de oameni ce ne urmăresc, să ne trezim că zice Cărturești, opriți-vă, gata, că nu mai avem băgați mare. Nu lucrează duminica, dar ne zic mâine. Păi ei n-au să zic opriți, eu aștept să zică, știi, alea câte am, iau la niște mii de exemplare. Mai bagă foarte. Asta îmi doresc și eu. Băi, știi de ce mi-aș dori chestia asta? În primul rând, pentru literatura română. Pentru literatura noastră. Și mitologia română. Nu okay. Numai literatura română. Ok. Pentru fantasy-ul român, poftim. Ok. Da? Bine. Îmi doresc foarte mult chestia asta pentru copiii noștri. Îmi doresc foarte mult pentru generațiile ce vin. Tu știi foarte bine că noi acest podcast îl facem nu pentru noi. Că milioanele curg pe noi, ca și pe tine, că și la tine, da, simplu. După scrie o carte și deja Bahamas. E evidentă treaba. Să rămână ceva după noi, știi? Copiii lui peste 10-15 ani, când vor deschide YouTube, cu care nu o să moară, sau cine știe ce altă platformă, să găsească acolo o chestie, bă, am văzut cartea asta undeva pe un raft. Bă, e scrisă de Andrei Rusia, hai mă să-l caut pe Google. Bă, și să găsească acest live, știi? Mie mi se pare senzațional. Bă, să ai... Eu mă bucur, nu vrei să-ți imaginezi cât de fericit sunt că sunt unul dintre primii oameni ce a avut ocazia să citească această carte. Da, că nici n-a apărut. Asta zic. Va apărea numai. Asta zic. Bă, până una alta este... Asta este cartea numărul 4 din câte s-au publicat până acum? A treia. Din trilogie, adică ultima. Nu. Sau la... Din câte cărți ai acum fizic? Câte am eu? Da. Nu, stai, Sony... Dealer nu, pentru mă, zi. Nu, câte modele din cartea. A, din cartea asta, câte, nu, mă, doamne, am scos 5. Nu, dar ne înțelegem ca tică cu tasul corbez, păi nu înțelegeam. Suntem bine. Am scos 5 exemplare la tipografie, special pentru apariții, poze și așa mai departe. Iar asta este unul din cele 5. Asta zic. Da, dar tu ai fost al doilea cititor, că prima a fost, da, mama, n-am ce să fac, mama a citit prima dată cartile. Da, PDF-ul. PDF-ul, da. PDF-ul. Băi, încerc să văd și mesajele de pe TikTok. Până atunci am o rugăminte mare la tine. Iar mă lăs să vorbesc de nebun. Da, vorbește puțin despre modul în care ai conceput personajele. Greu. E o poveste. Eu, da. Păi în prima carte, cel puțin fiecare personaj are o poveste cu niște pilde și cu niște istorii. Și de fapt fiecare vine cu o parte a mitologiei sau o parte, da, până la urmă, o parte a mitologiei. Okay. De exemplu, în primul volum e vorba de copilăria și pre-adolescența lui Aleodor, personajul principal. Și oamenii care au grijă de el au fiecare câte o poveste și vin dintr-o anumită zonă. Fiecare un boier sau un sfătuitor al curții și are pilda lui. Ghenadi este unul dintre ultimii blajini și okay. Prezint și povestea blajinilor și cum au apărut, cum au dispărut, crescut printre altele de un solomonar, printre cei din urmă rămași și ce fel de vrăji aveau ăștia și cum se apărau de vâlve, de vâlvele negre, de spirite și așa mai departe. El le ducă, îi prezintă această lume fascinantă, de aici pofta lui nestăvilită de cunoaștere, dar în același timp este crescut de Tracos, boierul roșu, care este... Fenomenal personaj. Da, este urmașul săgarilor, adică luptătorilor, lupi cu sânge de pricolici, care vin de la daci, care se transformau dându-se peste cap. În ultima parte apare, de fapt, că Aleodor ajunge în ținutul tinereții fără bătrânețe și dă de străbunicului. Adică aici mi s-a părut fascinant că el o întâlnește pe bunica sa, care e de aceeași vârstă cu el. El... a copilării cu Tracos și dă de stră bunicului, care e așa, care ăștia sunt luptași, străvești. După ce ai terminat cartea a doua cu acel zbor. Da. M-au jurat mulți cititori. Înjurat în ghilimele.
Cum dracu ai putut, mă, să termin așa? Eu zic să te uiți și acum, bă, băiatul în frigider, că s-ar putea să dacă câtă cărniță ți-am trimis. Da, ce frumos am încheiat. Doamne, Dumnezeu. Nu, că vrei să o citești și pe a treia, să vezi ce se întâmplă. Cărțile se comandă și cu autograful, uite, întrebare pe cineva. Ultima, da, primele două, nu. Ultima, da, ultima se ia cu autograf, dar se rezolvă în general și problema asta ușor, ușor în timp. Da? Când faci o sesiune de autografe? Întâlnire cu cititori live? Întâlnire cu cititorii, nu știu, bine, la câte o să se vândă, cred că va trebui cumva pe Stadionul Național să-ți așezi o măsuță. Vise. Hai mă, dar de ce vise? Se... Nu, eu chiar sunt convins că vei vinde Stadionul eu Național. La cartea eu la cartea elelor sunt, m-am fost atât de bucuros că eram cu, nu eram cu, duceam cărțile cu mașina, am venit cu camionul și am urcat doi paleți care au fost de precomenzi. Și a fost, nu, a fost o senzație după 15 ani în care te zbați în lumea asta. Bun, să... Și stai o secundă, un scriitor din România nu are dreptul să spere și să trăiască cu senzația că va avea o sesiune de autografe pe Stadionul pe Național? Stadion, nu, pe Stadion. De ce? Pe Stadionul Rapid, da, că e mai micuț și mai cochet și e și pe culorile mele preferate. Pe Stadionul Național joacă cu altă echipă cu care n-am treabă. Nu ne băgăm, nu, de nu ne băgăm, lasă-i pe acolo. Excepțional, da? Excelent. Dar la Rapid am un 14-15 mii de locuri și cu teren superb, frumos, cu imnul Rapidului, două autografe. Mi-am mulăturat acum cititorii care țin cu alte echipe, să fiu sigur. Acum îmi iau și eu unii la goană cu niște dinamoviști, că o fi ajuns Dinamo, na, sunt rău. Iar eu nu am ce treabă cu fotbalul, ăsta e clar. Eu cu Rapid a fost 5 ani în ligile secunde, deci de-abia am revenit. Așa că... Apropo de glume, am păstrat bancul ăsta, așa, mă, pentru, rog, pentru live-ul ăsta, mă, cum îi spui unui analfabet să plece. Mm. Carte. 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 Trebuie să o bag și la zaia, bun. E bună rău, e bună rău. Pe TikTok am văzut. Trebuie făcut ăsta, a, da? Da. A, dar știi că fac un short din el. Da? Fac un short. Da, cum îi spui unui analfabet, plec. Stai să-l luăm de la început. Hai, ia zi-o altfel. Codruț, știi cum... Dar trebuie să zici un pic mai tare. Codru, știi cum îi spui un alfabet să plece? Carte. Carte. Cred că poți să mi-l spui de 7 ori. Nu, e bun. La fel de mult e bun. E bun, rău. E bun, rău. E bun. E bun. E bun, rău. E bun. Tot pe TikTok am văzut unul. Asta e cu... Ce? Doi... Asta e perdea? Nu, 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 nu. Nu, bine, un pic ciudat bancul că e cu doi evrei în rai, evrei neavând rai, în fine, așa s-a, da, așa s-a potrivit. Hai să mergem pe premiza bancului, da? Ok. Și unul zice, zice celălalt, mai ții-mă minte, prostule, că tu ai căzut în cap, te-ai împiedicat la intrare în camera de gazare și ai murit înainte? Și râdea, ăla râdea de nu știu ce. Și l-am dat trecea Dumnezeu prin rai și... De ce râdeți, mă? Hai... Trebuia să fie acolo. Lumițe. Nu, trebuia să fie acolo ca să înțelegi. Aoleu. Nu e chiar banc. Aoleu. Bun. Mă pregătesc să primesc balul de hate. Ce mai am, mă, că e bun, bun. Trebuia să fie acolo, mă, să o prins pe asta. E greu. Da. Greu, nu e greu, e mișto. Nu e greu, e greu. A, e greu, da. E greu, tată. Voi de mine. Păi de mine. Am început să-i spun unui amic care și evreu s-a supărat când i-am zis prima parte. Stai, ai răbdare să vezi, te duce bancul, nu te... Doamne, știi când i-am stai cu te împiedica la... Stai, ho, că știi că nu-ți dă, l-am fost la Auschwitz, nebun la cap. Stai să vezi bancul până la final. Da, uite, ai o experiență pe care... Nu știu dacă aș fi pregătit să o trăiesc. Aoleu, de câte ori aud chestia asta? În voiajul de nuntă am fost cu nevastă, cred că s-a mai povestit. Am zis, hai, gata, dragă. Am găsit muzeu să vizităm. Sighitu. Ce? Muzeul Holocaustului. Eram la Budapesta. Se pare... Băi, omul lui Dumnezeu. Am intrat cu zâmbetul pe buze. Gata, mă, călcăm în istorie. Exact. A ieșit. Și când am ajuns în sinagogă, eram amândoi. Băi, dacă mai îmi vin idei de-astea, te rog eu mult de tot. Dă-mi un amă mâncat la tata. Băi, frate. Mie la Auschwitz mi-a dat creierul pe blanc. O, da? O săptămână, eu n-am știut senzația. Am citit după aia să înțeleg ce mi s-a întâmplat, pentru că era atât de... Știi unde se rupe filmul? Când, hai că vezi că organizezi, știi că e organizarea aia, înțească, ok, eu iei cu capul. Când intri în camera, care încă nu e, la Auschwitz 2, aia cu
cine are mare, ai ales dărâmate. Mai sunt niște barci, dar la Auschwitz 1 e camera cu zgârieturile. Wow. Și atunci mi-a dat cu blanc. Iar eu n-am mai avut, puteai să-mi zici orice. Eu nu puteam să râd, să plâng, eram așa. Venea seara zi. Pauză. Pauză, nu, creierul meu nu mai simt, nu știu. Nu mai dădea drumul la... La informații. La nimic, eram blanc. Tu îți dai seama ce însemna acum să facem totuși un muzeu al comunismului? Bă, al ororilor. Băi, neapărat. Nu, nu, la asta e... Făcutat. Neapărat. Da, nu e obligatoriu. Din păcate, știi care... am avut o experiență. Și știi ce aș mai face? Scuze. Aș lua niște blocuri de-astea care nu sunt terminate. Mai sunt. Hai mă că sunt. Mai sunt. Pentru turiști. Aoleu, da. Le-aș mobila, exact. Uh-huh. Fii atent. Te costă, nu știu, 300 de euro experiența pe săptămână. Nu știu, 500 de euro experiența pe săptămână. Fii atent, n-ai voie să ieși de acolo. Fii atent, ascultă-mă. Mă asculți un pic până la capăt ca să înțelegi cum îți iei banii de fapt din turism. Deci tu n-ai voie să ieși din spațiul ăla de 6 blocuri cât sunt, cu magazine ca atunci, cu luat lumina, cu luat gazul, da, cu, toată cu posibilitatea să mori. Semnezi frumos înainte. Cu vorbit, ascultate, au băieții și te... Da? Deci tu semnezi tot înainte. Dacă cumva ai scăpat ceva, am venit, am luat te pup. Nu reziști? Eu zic așa, 500 de euro, pachetul de o săptămână. Cu, nu reziști? Vrei să ieși? Când vrei tu ieși? 2500 de euro. Ah, păi da, deci îi zici lui Elon Musk, amărâtule. Ai înțeles? Hai să văd cine o duce o săptămână. Ia citește tu ultimul comentariu aici jos, că ai bicicletă. Aole, e de în jur, e... Nu. Mă întreb de o carte și mă opresc. Mai întreb de o carte? Mai întreb. Verity, ei din ce tabără este? N-am citit, nu știu. N-ai citit-o? Nu. Asta unde ți-a scăpat? Păi, mai am comentarii de-astea la Zaya Fed și Zaya Book și... De unde doar că nu le-am citit pe toate, am și eu o vârstă. Mai am loc de... Da, doar că ai loc mult. Mai ales că în ultimii ani eu cu lecturile de toate tipuri am lăsat o baltă și m-am dus mai pe mitologie și folclor. Mostly, adică 90% asta a fost lectura mea. Tu fiind un tip foarte destupat și căpățânaia te ajută, stau neuronii relaxați acolo și s-agită-i ca nebunii. Uneori. Mi-ai dat o idee genială când ne-am văzut noi prima dată cu istoria What If. A, trebuie să o faci. Asta e lui Liviu, mă. Iar lui Liviu. Ah, okay, bine, am gândit-o... Dans ensemble. Dans ensemble, okay. De la el a pornit. Și mă gândeam tot în ideea asta, în What If, că ce-ar fi dar nu fost... carte, mă, film l-aș face totuși. Da, e mai ușor de receptat. Ne gândim și facem cumva, cum am stabilit noi, facem o serie de asta de podcast-uri cu What If. Și mă gândeam pe de altă parte ce-ar fi fost generația actuală dacă ar fi existat acel muzeu al ororilor comunismului. Și fii atent cum îl imaginez. Așa cum am văzut un muzeu extraordinar la Timișoara, Muzeul Revoluției Române. Este particular, stă să se aleagă praful de el. Știu, mă. Stă să se aleagă. Curatorul este un fost revoluționar. Un băiat care a suferit ca un câine în timpul Revoluției. Că a trecut niște drame, săracul. Doamne, eu nu știu de unde e. Nu știu de unde mai e în ziua de azi. Bă, îți dă ăla universul peste cap, exact cum ai pățit totul la Auschwitz. Adică eu când am plecat de acolo am fost și am filmat. Când am plecat hai de acolo am plecat cu treaba mai tare. Înainte de Auschwitz, în ziua aia, am fost la fabrica lui Schindler. Acolo mi-am luat-o, nu la... Adică... Și okay. Acolo. Nu. Acolo mi-am luat-o la nivel inimaginabil, pentru că au lăsat artiștii să-și facă de cap, să recreeze chestii care să-ți dea sentimentul mutării în lagăr, ieșirii din lagăr, plecării la Auschwitz. Și treci din cameră în cameră, cu lumini care ți se închid, cu sunete de mitraliere în spate, dai de un gard de sârmă în care poți să te tai și mergi pe pietre, fii atent. Mergi pe pietre, te împiedici, ajungi la camere de-alea închise într-o celulă, după aia, puc, de acolo ieși într-o frizerie din anii 1930 din Berlin, cu muzică, cu un patefon care merge și ei înainte, puc, se stinge lumina. O iei înainte, intri în altă și intri în demență aia. Două retur. Este fabulos ce au putut să facă artiștii nemți acolo. Este fabulos. Știi cum ieși? Bolnav. Bă, ești alergat. Ești alergat de acolo. Eu așa aș face muzeu. Pe senzorial. Păi da. Nu pe uite papucilul păi ăla este, și... Stai un pic, așa este și ăsta de la ăsta de care îți povestesc, ăsta de la Timișoara. Deci pe senzorial aș face. Se aud sunete. Să intri într-un apartament din anii 60. Dar aș băga și mirosuri. Da. Aș băga și mirosuri. Bine. Nu, e fabulos.
Eu așa l-aș face, dar trebuie să aibă cineva inițiativă. Privată, evident. Nu. E greu. Oh, pardone-mă. Ia, fiecare. Ia. Live de așa mai calitate, nu știu. Mai întreabă-mă. Nu știu cum de nu e în trend. Se întâmplă, chinion de neșansă. Sunt comentarii, știi. Pe, ce să fie în trend? Live-ul sau? Da, pe TikTok ne-a dat acum un tip un comentariu. Live-ul este de așa mare calitate, nu știu cum de nu e în trending. Asta se întâmplă. Măi, apropo de TikTok și de zona asta în care și tu va trebui să-ți faci reclamă, că până la urmă asta este, n-ai să faci. Fac deja pe TikTok. Da. Auzeam la un moment dat o chestie care pe mine cumva m-a deranjat și mi-am dat seama că de data asta aveam dreptate. Dom'le, TikTok-ul e dedicat de bandadei și prosteli și tâmperi. Bă, vreau să spun că nu e așa. E împărțit. Adică dacă tu îți creezi o bulă de asta mă dă prostii, în prostii o să rămâi. Dacă îți creezi o bulă de content interesant, te duce în zona aia. Și îți dau un exemplu. Eu asta vreau să spun și te las imediat. Cred că lumea e șocată când intră pe TikTok pentru că iese din Facebook unde ai bula. Da. Și tu ai ieșit din bulă și e șocat de ce e lumea. Dar așa e lumea din jur. Da. Și după aia se formează la loc. Știi că bula. Pe TikTok îți poți forma o bulă a ta. Da. Ți-o formezi într-o zi. Nu îți trebuie foarte mult. Am pățit-o, nu mai era o povestea cu negrii care dansau în puțulicile goale și am văzut două zile. Eu am făcut o greșeală totală într-o zi. De curiozitate, mă uitam și era live și o șoacă. Și am vrut să văd ce dracu zice ea. Râdeam-mă, că m-am uitat 10 minute pe live și mi-a stricat TikTok-ul o lună, frate, a trebuit să-l repar. Ce a putut să-mi apară pe TikTok-ul meu pe live. Ce-am voleu, fir așa-l dracu de prost. Băi, îmi veneau numai... Da, și am pățit eu cu negrii aia dansatori în puțulica goală. Și? Gata. Dar în două zile am scăpat. Am dat foarte repede în scroll. Cred că te-o fi băgat la algoritmul de gay cu perversități cu interraciale. Mă, și... Pe mine nu știu unde m-a băgat la șoșoacă. Da, greu am ieșit. Bă, te-a băgat la drame. Mi-a crezut că la dracu. Da, greu am ieșit de acolo. Și zilele trecute am zis, bă, trebuie să fac chestia asta, să încerc cumva. Și am încercat să-i schimb algoritm. Și am reușit. Am găsit la un dat un clip cu un tip care meșterea pe la o motocicletă, nu știu exact ce făcea, până când nici n-am avut răbdare să mă, pur și simplu l-am lăsat acolo, citeam ceva între timp. După care, după vreo 3-4-5 pagini, nu știu cât să fie reprezentat în timp, n-am idee, 5 minute, habar n-am irelevant, am început să scrollesc. Hop, numai reparații, mașini, da. Zic, ia uite bă că poți să-l spargi. Da. Bă, mi s-a părut fabulos. Și ca atare când te duci, apropo de trending, te duci și după aia când vrei să ieși din trending cu ăla, la următoarele trei clipuri le dai repede, exact, și te scoate exact, din... Te scoate. Bă, e foarte ok. Eu mă l-am dat pe grădinărit sau pe bucătăreli și după aia am dat numai bucătăreli și grădinărit și le dau repede și pac îmi revine la cărți, la... Eu urmăresc niște conturi foarte mișto de afară de cititori, foarte mișto și mai ales de fantasy, ce demențe poate să facă. Să facă ea pe acolo. Da, Sky is the limit, știi cum da, e? Da. Da. Păi nu că îmi caut să mă inspir și eu, știi, să Știi care e problema și cu TikTok-ul și cu YouTube-ul și cu toate platformele astea? Bă, să ai timp, că idei avem. Idei avem cât cuprinde. Și cum să spun, să fii... Păi eu am făcut un clip, dar tot așa, m-am luat după... Era piesa Ierusalem, nu mai știu. Da, care. Okay. Era în trending și am zis, ia să o pun pe asta pe fundal. Și era, atunci prima a fost pe locul 3 pe Cărturești, mai asta a stat două luni pe locul 1. Și m-am apucat eu grasul să dansez, să fac de astea, să pac, eram și în niște pantaloni, nu știu, era filmare. 60.000 de view-uri, am verificat, comenzi online, nu mai zic. Adică e de țăcăneală TikTok-ul, trebuie să fii pe fază și să știi ce să faci, nu-i de... Băi, cred că stăm de ceva timp în live-ul ăsta și cred că am atins cam toate subiectele pe care ne-am propus, nu? Da? Eu așa zic, nu știu, habar nu știu cât am de gând, dar cred că avem vreo oră. Avem o oră jumătate. Nu știu când a trecut. Și cred că am vorbit lucruri interesante pentru cei ce ne urmăresc, eu așa zic. N-aș vrea să încheiem înainte de a te întreba o chestie, de fapt două lucruri din actualitate, dar o să încep cu cea mai stringentă. 80 de milioane de euro buget pentru campania electorală. Că ai adus aminte anul ăsta. Aoleu, mă bagi în politică. Păi vreau. Trebuie. Bine, hai, da, ok. Trebuie. Mai avem o oră jumătate atunci. E scriitor de fantasy. Hai.
Dar fii atent, când iese live-ul ăsta, împarte în două. Lasă bucata cu cartea și pune bucata cu politica după. Nu, mă, vreau scurt să nu, că în prima n-am vrut să înjuri și să... Am avut un live pe TikTok mai zile trecute cu un coleg de-al meu și întrebarea serii a fost: de ce votăm? Da. Și am pornit de la faptul că este stipulat în Constituție, un drept constituțional, un drept pe care l-am câștigat la Revoluție cu morți și cu nebunie și cu demență. Și acum vin și te întreb pe tine, pentru cei ce ne urmăresc, de ce să mergem să votăm? Aparent, suntem atât de deziluzionați de clasa noastră politică, încât ar părea că orice ai face, te duci degeaba. Și înțeleg chestia, iar eu tot timpul am fost militantul, du-te să... Chiar dacă te duci să votezi, știi cum se zice, răul ăla mai mic. Eu fiind și la protestele alea mari din Victorie, fiind și la protestele cu luat gaze pe 10 august, ca să ajung de la protestele pe 10 august, să văd că se duce lumea la vot, votează ok și tot pe aia mi-i bagă la guvernare. Și suntem în același rahat, adică ne facem că ne jucăm unii cu alții. Da. Ce am observat eu totuși în ultimul timp e că au început să apară niște personaje. Ok. Da? Nu partide, nu mă interesează chestia asta. Niște personaje. Cum e Nicușor? Eu sunt mare fan Nicușor. Da. De ce să te duci la vot? Ca să nu iasă piedone și să-și facă Nicușor treaba în continuare, pe care eu cred că și-a făcut-o decent. Nu a explodat, nici nu cred că avea cum să explodeze. Eu nu spun ăla e primarul perfect. Nu, dar uite-te pe lista lucrurilor pe care le-a făcut. Le-a făcut altcineva? Nu. Nici nu o să le facă dacă nu te duci la vot. La fel e acum, va fi faza cu AUR. Vrei să iasă ăștia în mare anti-europeni și așa mai departe, să ne apropiem de zona... Eu cred că sunt... Serios, la ăștia vrei să le dai tu putere sau să aibă un cuvânt mare de spus? Nu. Eu cred că sunt anti-europeni doar la nivel declarativ. Eu cred că sunt anti-europeni doar pentru că dă bine. Eu cred că sunt anti-europeni doar pentru că, de ce nu? Băi, nu cred. Un fel de Jico Contre. Nu. Hai să vedem reacțiile. Când a venit și Zelenski, tu ai uitat? Nu. Băi, nu a uitat, au ieșit din Parlament, scandal. Și nu e vorba de ce fac ei propriu, e vorba de ce propagă pe canalele lor. Da, eu nu vreau așa ceva. Nu, mulțumesc. Nu m-a apucat de acei liberi. Știi, Horia spunea o chestie fabuloasă și l-am ascultat, teza lui nu-i neapărat rea, dar a spus-o în mai multe locuri și a spus-o inclusiv la noi la podcast. Apropo, un alt podcast eu trebuie văzut cu Horia Sârghi, senzațional. Și a spus o chestie, da, știu, o să-mi spuneți că l-am întrerupt de la înzăpăcit, cum am întrerupt și cu Andrei în seara asta, dar asta e, așa ne întrerupem noi. Bă, poate că ar trebui totuși să participe și ei la actul de guvernare și să demonstreze de ce sunt sau nu sunt în stare. Cine, dar acum vin eu și te întreb, extremiști. Ah, da, să participe. Dar acum vin eu și te întreb. Ei oricum vor participa, adică vor face evident parte din Parlament. Dar vin eu și te întreb, suntem pregătiți pentru exerciții de genul ăsta la 34 de ani de la Revoluție? În momentul în care, iată, de-abia acum, mâine mai precis să mai deschid încă 13 km din autostrada A0, adică autostrada de centură, care ar trebui să fie gata, mă gândesc, undeva în anii 95-96. Adică, bă, sunt atât de multe lucruri care se fac acum și trebuiau făcute acum 30 de ani, încât stau și mă întreb dacă este momentul să-i avem, mă. Bă, eu nu mai cred. Și să avem experiențe. Eu nu mai cred asta în ce înseamnă partea politică în România, spun sincer. Tu m-ai întrebat dar cu toate astea deci te duci la vot. Nu, da, întrebarea a fost de ce să tu mergi la pus vot. De ce mă duc la... Nu mi-ai pus dacă mă duc la vot. Nu, asta e altă întrebare ca al răspuns. La primărie mă voi duce la vot, că știu de ce și mi-e foarte clară treaba. La restul nu cred că mă duc. Dar eu ți-am spus de ce e o chestie, duci la vot și ăsta e argumentul. Dar eu nu cred că... Poate mă duc. Cred că în ultima zi s-ar putea să mă duc. Nu mai cred în niciun. Crezi că te lasă pe tine simțul civic să sunt zici, nu? Da, sunt atât. Toți suntem dezamăgiți. Nu dezamăgiți, scârbit. De toți, de la cap coadă. Dar dacă mâine, printr-o minune, Parlamentul ar spune, domne, schimbăm legea electorală și în momentul ăsta introducem votul nul ca fiind un vot negativ. Da, îl mă duc și îl dau nul. Nu știu, nu văd cu ce aș... Eu ți-am spus că eram foarte implicat civic, mă duceam și la proteste și la astea. Am încercat inclusiv să vorbesc, am încercat să găsesc căi, mai ales pentru piața de carte de schimbat. Și am renunțat complet, viața mea e alta, viața lor e alta. Hai, pe cât posibil, cât mai am pe aici de trei, să nu ne deranjem unul pe altul. Asta este...
tu nu o să-mi faci oricum niciodată spitale, tu nu o să-mi faci oricum niciodată stres, tu nu o să-mi faci oricum niciodată educație. Când și dacă o să am un copil, o să mă ocup tot eu de treaba asta și nu o să las vreodată pe mâna ta, așa că lasă-mă în pace și te las și eu în pace. Și pentru mine, eu am alte lucruri mult mai importante de făcut. Încerc prin emisiunile pe care le fac să educ, să apropii oameni de cărți, încerc prin cărțile pe care le fac să emoționez, încerc să trăiesc din chestia asta și slavă Domnului de vreo 2-3 ani. Îmi merge, asta vreau să fie viață, nu mă interesează. Cum particip la viața cetății? Păi nu particip prin chestiile pe care le fac. Unde cetatea nu este doar. Știi care a fost cea mai urâtă jignire pe care am primit-o? Te rog. Una dintre, nu. Și o să explic că nici măcar nu e cu înjurătură sau cu ceva. Dar ca să înțelegi cum am simțit și mă fac, oamenii ăștia mă fac să mă simt de fiecare dată la fel. Îmi dedic aproape 100% tot timpul pentru a scrie, a readuce pe Cristian Vasile, a intra în istorie, a face emisiuni pe Zaia Fed, pe de altă parte, mă bucur că am ocazia că am ajuns pe acest canal să merg mai departe, că n-aveam vizibilitatea asta eu singur, îți dai seama. Încerc acum cu mitologia, încerc să fac niște chestii, da? Eu cred că eu, din punctul meu de vedere, contează foarte mult ceea ce fac. Și miile alea pe oameni pe care ating și care descoperă anumite lucruri. Într-o seară se strângeau băieții de la USR, USR partid cu care am votat în nenumărate rânduri. Ca mulți alții. Nimeni nu-i face. Și niciodată nu o voi mai face, niciodată să-mi cadă mâna dacă mai fac așa ceva. Da. Că nu mai spun de aroganța lor și de fai, și de felul în care au ajuns. Vai, Doamne. Măi, eu am impresia strângeau, că e o groapă politică. Strângeau asta. Semnături. Și la un moment dat unul n-a vrut să semneze și ăla care strângea semnături l-a înjurat, că PSD-isturile, că eu scriu pe Facebook, bă, ăștia sunt cretini, înjură oamenii că nu semnează cu ei, ce dracu. Nu știu care vede că mă cunoaște de pe Facebook, îi transmite lui ăla, se așează cu mine la masă, era la Ocrești, unde strângeau semnături, și îmi spune, băi, sunt obosit, sunt nervos, uite, iar îi cer scuză că nu știu ce. Băi, apreciez mult gestul că te așezi la mine, că ești obosit și stresat, du-te, te rog frumos acasă, că te faci de căcat și faci și partidul de căcat și așa mai departe, după care luăm o bere și stăm la vorbă. Și spun cine sunt, ce fac, el îmi spune cine e, ce face, etc. Știi care a fost concluzia lui? Uite, mă bucur că am stat de vorbă, că la ne mai auzim, dar noi chiar încercăm să schimbăm lucruri, nu suntem ca tine, scriitor. Au! Ai înțeles? Au! Păi să te duci tu unde să te trimit eu. Și asta e atitudinea, da? Adică, da? Păi. Și nu-i numai, nu-i alu persoana aia. Nu, ăla e un cretin care va ajunge probabil undeva, când că toți cretinii ajung undeva. Da, va prinde, acolo, cu siguranță. Da? Cu siguranță va prinde. Europarlamentar. Că de acolo pornești și numai cretin să fii să ajungi. Că, deci îmi respect toate. Dar să știi că asta am constatat că este o atitudine universal valabilă. Tu spui cum îmi aduc aportul la... Viața cetății, referindu-mă la societate, nu neapărat la societate, la... Îmi scapă termenul acum, e un termen sociopolitic, nu știu exact care, dar mi-l aduc eu aminte. Cum îți aduci tu aportul la ceea ce se întâmplă în țară? Pentru că n-ai ales să pleci, ai ales să rămâi aici, da, ai ales și să fac scrii, ceea ce fac. Ok, ai ales să scrii, ai ales să publici, ai ales să te lupți cu sistemul, că și aici ai. Auzi, eu acum s-ar putea zice lumea că e lipsit de modestie sau că da, nu știu ce. Nu. Dar cu fiecare carte publicată și nu, cu fiecare pagină scrisă, eu schimb ceva în piața de carte din România. Da. Nu sunt singurul. Doamne ferește, cu fiecare emisiune publicată sau sunt atâția scriitori. Eu vorbesc de zona mea. Eu chiar fac schimbări. Am impus în piața de carte lucruri care au ajuns să devină normalitate. De la concepte de crowdfunding care au ajutat startup-uri cu zecile făcute, la ideea care a fost de precomandă, care nu era, am făcut primul video trailer de carte, fiecare, nu mai zic de blogul de carte și așa mai departe, da? Acum fac o emisiune chiar, despre piața de carte. N-am putea să pleiem un pic totuși video trailerul ăla, e chiar mișto. Ok, hai că ne gândim, vedem cum deci facem. Eu cred că astea... Eu, ce, se trage? Nu, e sărbătoare, mă duc, e duminică. Mă duc în fiecare an, am o grămadă de invitații la... Licee, mai ales. Mă duc tot asta. Timpul și stau de vorbă cu tinerii și tot timpul, după discuțiile alea, ies chestii foarte interesante. Cea mai tare a fost la Buzău anul trecut. Te rog, rețin-o pe asta. Stau de vorbă după eveniment în care era cartea mea cu o fată de, nu știu, cred că 15-16 ani. Sensera. Și probabil o sunaseră părinții că se făcuse deja 9 seara, trebuia să ajungă acasă.
Răspunde la telefon, își cere scuze că trupe conversația și spune lui maică să așa. E două secunde atât. Sunt, zice, chiar dacă eu am atenție distributivă, m-am învățat... Zice așa, mamă, te rog frumos, nu, mami, te rog... Îi scriam domnului regizor unde se găsește clipul ăla ca să poată să-l puneți. Mami, te rog eu frumos, stau de vorbă cu un scriitor care e viu și stă de vorbă cu mine. Și asta nu ți-a umplut inima? Păi cum? Ba da. Bucuriile astea îmi plac. Am trăit cu cărțile niște chestii extraordinare. Nu stau să le aduc aminte pe toate. Când am scris Sony, primul roman... Vreau să vorbesc despre care... asta un pic. Aș vrea să aduc vorba stai despre să zic, ca să închei imediat. Okay. E vorba de o tipă care are cancer, mai are jumătate de trăit. Era o chestie a generației mele. Așa am zis, că am scris-o la 20 de ani. Nu un mail, mai multe mail-uri de persoane care au intrat în operație, care nu știau dacă mai ies și au citit cartea și s-au relaxat înainte. Pentru mine a fost o chestie extraordinară. Nici nu m-am gândit că tu nu știi cum schimbi viața unui cititor cu o carte, cu o idee, cu o chestie prin care treci. Vorbeam cu domnul regizor până să vii tu și îmi spunea o chestie care până m-a lăsat cumva paf. Și nu este primul om de la care au treaba asta și vreau să o vorbesc cu tine pentru că ești un om care a trecut prin viață și care a văzut viața. Ai scris și acea carte fenomenală Sony și noi am mai avut discuții pe tema pe care ți-o voi aduce în discuție. Și mi-a spus așa, zice, băi, singurul lucru ce mă îngrozește în momentul de față referitor la filmul nu este școala, nu este educația pe care o pot da eu, nu este societatea asta dură și tâmpită în care ne aflăm, este lupta pe care va trebui să o duc eu ca părinte cu el, cu drogurile. Și acum vin și te întreb, în societatea asta actuală... Suntem foarte cunoștință de cauză. Asta zic. În foarte cunoștință de cauză. Tocmai de-aia ți-am și aruncat-o un pic la film. Am scris și un roman despre asta și... De asta vreau să vorbești un pic despre treaba asta. Și educația că eu vreau va conta foarte mult. Ok, cum? Educația va conta foarte mult. Știi cine a făcut un live foarte mișto pe faza asta? Te rog. Aluziva. Cine? Aluziva. Cred că o știi. Aha, okay. În fine. Ok, e o vedetă foarte mare din online. Ok. Și exact când a fost scandalul cu ăștia călcați la 2 mai cu... știi că s-a pus ganul pe droguri, pe drogați și încearcă acum să-i... Că asta e problema. De fapt, evident că nu asta e problema. Problema, again, este educația. Problema la traficul de droguri este că nu se ocupă nimeni de traficul de droguri. Tu vrei acum să iei pe consumatori. Ăștia sunt efectul, e ultima problemă. În fine. Ok. Doi, da, drogurile sunt de mai multe feluri. Sunt droguri de prins mic, sunt droguri pe care le iau... Băi, câți le iau? Aoleo, Doamne! Da. Avem cunoștință, avem... Da, da, come on! Da. Una e să fumezi o iarbă, una e să iei cocaină, una e altceva e să iei heroină, altceva e să-ți faci creierii zdrențe și te urci la volan să omori oameni. Da? Sunt etape diferite. Da. Da? Ce va fi educația. Și nu educația prin interzicere, părerea mea. Exact cum spusese Aluziva, o să încerc să am discuția asta, pentru că are 3 copii. În live-ul așa mi-am amintesc că a spus și să spun, bă mamă, uite, aia asta. Când te vei duce la un party, că tot să te duci la un party, dacă se întâmplă ceva, sună, mă, spui cum ți-e rău, te rog să te scot de acolo. Da, despre asta e vorba. Și eu cred că un om educat, cum și eu am avut o bază, chiar dacă ai mei nu s-au priceput la droguri și m-am apropiat de zona asta, am știut unde să trag o linie. Dar cum ai aflat să trag? Cum ai ajuns în momentul în care să spui, bă, gata, aici e. Supravieții mele în general și dacă nu se sfârșește proșii mei. Și, de exemplu, am prieteni care m-am murit. Prieteni care au luat heroină, care au fost dependenți, care s-au luat și s-au reapucat odată de două ori. Și cred că aia când de fapt la mărit. Zici junkie, deja a depășit zona asta de recreativitate. Nu, a depășit. Era zilnic pe mai multe chestii. Așa era viața lui. Și ajusese la un nivel de... Ajusese invers, la o zonă de... Poți să nuanțezi un pic și să le explici copiilor ce ne urmăresc. Live-ul ăsta o să rămână și pe sau YouTube părinților, și o să ajungă și pe TikTok, pentru că eu cred că... Ideea e că cu campanii de genul spune nu la droguri în care îți cântă 300 și Animalix, mai degrabă te apuci. Asta vrem să aud de la da? Tine.
trebuie să se ducă... Eu nu pot să o spun, nu, pentru că profesia mea este de ziarist, de 20 ceva de ani, nu, fac treaba asta. Când nu o să pot vadă cretinii aia care fac muzică pentru copii de 6 ani, hai să fim serioși, da? Că spune, spune nu la droguri, să mor eu, dar nu vine să-mi bag ceva, eu, da? Nu așa. Ci vorbind în primul rând cu oameni care au trecut prin problema asta, care au pierdut lucruri din cauza acestei chestii, ducând la școală un fost heroinoman. Va fi o discuție foarte limpede să spună la 5 ani, 6 ani în viața lui și cât de greu a fost să ies pentru că din heroină și foarte greu. Cum a fost să iasă de acolo din tăvălugul ăla cu viață, dacă a avut noroc. Pe Ager Press, pe pagina nu, de video... Și stând de vorbă, Pe pagina de video Agenției Române de Presă, am făcut împreună cu colega mea, Marinela Gheorghiță, un material dedicat acestei zone. A fost la filmare și a făcut un interviu cu o fată și cum au fost doi intervievați, o fată și un băiat, doi subiecti, care au fost în zona asta de heroină. Mă așteptam ca acel material, bă, discutăm totuși de fucking Agenția Română de Presă. Discutăm totuși despre unicul canal 100% independent, că nu e politizat sub nicio formă, asta ți-o pot spune inside. Un material dedicat lumii. Un material care, cum să spun eu ție, nu avea altceva de făcut decât să dai un click și să asculți ce spunea oamenii. Bă, eu am plâns mult. Fata aia povestea săraca că din cauza anturajului ajunsese și arăta urmele de pe picioare unde și injecta heroină. Eu nu am luat niciodată heroină, dar spun că am stat alături de o persoană în sevraj, zile și nopți întregi, ținându-o efectiv lângă mine. Ca să... Deci, nu. Știu foarte bine ce e căcatul ăla. Băi, este... De-aia spun. Nu, vorbim de droguri, trebuie să zicem droguri. Una e iarba, una e aia, să ne ajungem partea aia. Da. Că și drogurile de 7000 de... Hai mă, că și Bob Marley și-a fumat și creierii până la urmă. Și exact. Și... Da, bun, până la urmă... Dacă... Cel mai rău lucru care se poate întâmpla la iarba este să dormi. Da. Și... Adică până la urmă, hai dracului să o legalizăm cum au făcut ăia în Olanda. Total de acord. Deși eu ți-o spun, ție, personal nu sunt tentat pentru că am pățit-o. În sensul în care, în afara faptului că mi-a fost rău, și atenție, am fost în Olanda, într-un... Ai luat hardcore, da. Stai să vezi. Ce hardcore, mă, fumau toți? Eu stăteam să beau o bere. Ai făcut bobică? Am ieșit afară, n-aveam loc. Nu reușeam să mă întind suficient de mult pe bordură, că ai dracu și bordurile mici. Eu nu mai consum de ani de zile. Și nici n-a fost pentru mine, a fost o perioadă la 20 de ani experimentală. Dar sunt de acord, unu, dezincriminarea, first of all, legalizarea anumitor... Bă, nu, trebuie să fii nebun, mă, să interzici. Uite, o plantă când alcoolul te duce la... Oho! Și, again, cunosc, adică da. Am avut probleme. Da. Da? Nu, trebuie să fii... Nu, normal că... Dar unde să ai discuția asta? Cu cine? Cu Parlamentul? Mine. Cu mine și cu cei ce ne urmăresc. Da, normal că trebuie legalizate și în primul rând dezincriminat consumul. Dacă vrei să vezi o țară care a făcut din chestia asta și din dezincriminare și a scăpat complet de problema cu drogurile și pentru tineri, uite-te la Portugalia. Este senzațional. Au dezincriminat tot. Nu intri pe consum. Hai cu consuma. Pentru că oamenii, bă, nu se pot duce la spital dacă au o problemă, tu ești nebun la cap. De altă parte, stai o secundă, hai să mai spunem un lucru. Că ai consumat iarbă. Ți-a fâlfâit un pic privirea și... Nu, i-au dezincriminat tot. Și a ajuns cu mașina în șanț. Păi nu, stai un pic, că n-a zis nimeni să fumezi, să te urci la volan. Oleu, stai mă. Păi hai să o punctăm. Nu. Hai să o punctăm, pentru că dezincriminare s-ar putea să-i ducă pe unii cu gândul la faptul că noi pledăm pentru dezincriminare ca să-l salvăm pe imbecilul ăla de la... Doamne ferește, la Doamne ferește. Atențion. La... Nu. Atențion că a fost și meeting. Și oamenii au spus... M-a emoționat meeting-ul ăla. Și m-a emoționat morar. Nu... E pentru prima dată când văd o vedetă de... Calibru. Da. Implicându-se într-o chestie civică. Am văzut și eu parte din podcast și mă bucur mult că a făcut-o. Nu, Doamne ferește, nu la asta mă referam. Vreau să o punctăm foarte clar, pentru că se interpretează totul. Nu, eu m-am lămurit. Nu urci la volan, e Uber-ul.
Ești retardat mental. Și Uber, mă, taxi, ai Bolt, ai toate variantele. Da, mă, bine, cine, de... eu iau da, Uber, iei da, Uber, da? Și eu. Ai, bine, ai Star Taxi, iei Blue, nu știu cum îi mai zice, Oate, da. Bolt-ul. Da? Dar mergi pe jos, mă, dă-te dracu. Nu, bă, poate nu, nu știu, nu poți, poate ești într-o situație în care nu mai nu poți să mergi pe jos. Nu poți să dormi acolo unde ai fost? Bă, uneori nu-i recomandat. Dar nu să urci, nu să urci la volan, mă. Doamne ferește. Nu, inclusiv fuma, care fumatul n-ar trebui să, dar nu știi, mă, numai reacțiile alea, pentru că le-ai întârziate. Și dacă ai întârziat odată o frână... Este echivalentul ăsteia. Nu. Ca reacții întârziate, poate chiar mai rău. Mai rău. Mai rău și vezi că îți filează memoria de scurtă durată. Da, da. Tu nici nu mai știi când ai trecut de un stop, zici ăsta. Că... Și când ai un moment ăla de dezorientare în... și ai de luat o... Știi tu cum e la volan? Da. Eu nu sunt șofer, dar știu cum e că sunt... Eu stau tot timpul pe locul mortului, cum îi zice. Trebuie să iei în secundă, aia numai ei, da. Poți să te blochezi. Nu. Numai dezincriminare înseamnă să nu mai bagi oameni și mai ales copii nevinovați la pușcărie că au încercat ei niște droguri, ești nebun la cap. Niște amărâtă de iarbă. Și la droguri, fii atent, eu aș vrea să am discuția asta. E la fel ca la alcool. Una este să bei o șampanie, să bei un par de vin cu un prieten, ezin, să fumezi o iarbă, să, inclusiv altele, da? Și alta e să fii alcoolic. Și alta e să, și alta fii, junkie. Să fii junkie, da? Deci, cum e la, faci diferența? Fel... Păi junkie înseamnă că... Nu, nu, când, cum nu... faci diferența tu ca polițist? Pentru că tu ca polițist ai niște teste care au o marjă de eroare fenomenală. Da, da, bine, aia nu mai zic de marjă. Și te apuci și îl oprești pe unul în trafic, care iarba aia rămâne în organism, iartă-mă, destul de mult timp, s-ar putea când ăla suflă în pufăitoarea aia să se ducă aparatul ăla să sară în aer. Și ăla să fi fumat săracul acum 2 săptămâni. A, halul ăsta sunt testele astea? Nu, halul ăsta sunt testele, dar atât de mult rezistă aia în organism. Rezistă 30 de zile. E, despre asta... Băi, eu știu când păi, luam... Bun, că sunt 30 când... de zile. Vezi, uite, astea sunt lucruri care nu se spun. De ce nu vin un și dacă bei mai multă lămâi, oricum te poate lua la păr, dacă vrea la analiză și... Da, ai sunt belit-o. Foarte multe chestii. Da? Da, da, dar sunt testele antidrog care se fac la sportivi și care sunt... Da. Aduse la un nivel greu de atins. Cum, da, cum spuneam anumiți amici de amici, ce teste se fac la aeroport? Trebuie pentru un prieten. Bun, și cum îi facem pe copii totuși să înțeleagă flagelul ăsta? Cum îi facem pe copii să priceapă nebunia asta? Cum îi facem pe copii să facă diferența? Că noi incriminăm țigările, scriem pe pachetele de țigări toate nenorocirile și toate mizerile. N-am nimic împotriva, așa e. Stop fumatului, este o mizerie, recunosc, fumez... Este singurul bad habit de care, la care nu pot renunța. Am renunțat odată, mi-am dat seama că pot să trăiesc. Uite, mi-ai dat o temă de gândire pentru material, azi ai fost foarte bine făcut. Pă bune acum. Foarte bine pentru documentat. Pentru că știi ce se întâmplă? Te uiți la știri, eu nu mă mai uit la știri de mult, dar te uiți la știri, te uiți la știri și vezi... Dau ele peste mine. Și vezi că Gheorghe a omorât-o pe Veta, că a venit rupt în gură ca patentul acasă. După ce a băut, nu mai știi aici pe cel metru. Da. I-a cerut alea 100 de țuică, aia a zis, hai sictir porcul ăla cu urcă. Și i-a dat 7 topoare în cap. Paf, te pup. Bă, n-am auzit pe nimeni de înfumat să-și omoare consoarta. Nu. Bă, nu. În 20 ceva de ani de televiziune și de muncă în zona bă, ta... Și-o fi omorât unul, da. Bă, eu n-am auzit. Bă, pe cuvântul meu, doamne, n-am auzit, jur. Pe unul să zic că da, bă, o țigară. N-am. Hai și pam, fum, pum, în gură și să-l dea cu capul de pământ. Bă, n-am auzit. Bă, da, de băutură, te uiți și vezi niște chestii, te doare mintea. Știi, culmea. Dă-mi sticla aia un pic să-ți... Vrei să-mi arăți? Nu, vreau să-ți arăt o singură chestie. După ce bei, nu apuci așa sticla? Ba da. Nu așa ți-i sticla? Oricine... Mai e un pic, nu vărza. Da, mă, nu vărza. Oricine, da. Ce înseamnă asta? Că devine oameni. Oricât de ok ești tu ca om, ce se întâmplă în momentul când tu apui sticla așa? Da, e clar. E clar. Da? Și asta faci. Nu rezolvă de... și cazul ca da. Să golim sau nu mai... față de... Bine, acum o să zic oamenii că militez pentru iarbă. Eu cu lumea ne mai fumând, nici nu mai știu ce... O recunosc după miros, știu și ce tip e, dar nu... Da, dar nu despre asta discutăm. Nu despre asta. Stai o secundă. Noi nu putem să fim dați ca exemple. Deși poate că în viața asta este bine câteodată să încerci anumite lucruri ca să vezi unde te pot duce. Ăsta este motivul. Bă, dar n-ai cum să nu încerci, mă, la 20 de ani. Am avut și eu 20 de ani, ai avut și tu, normal că o să încerci. Bă, eu la 20 de ani, ți-o spun sincer, am încercat alte chestii. Bine, n-ai încercat. Poate n-ai găsit și gașca care trebuie. Eu m-am lovit. Am ajuns. Cum să nu iau? De-aia te rog vorbește, pentru că ai fost acolo. Da, și știi, ce te-a dus acolo? Ce să evite copiii?
Mă refer la ăștia de clasa 8-a, clasa 9-a. Nu copiii, ce să evite părinții, părerea mea. Cum? Să vorbească cu ei. Adică cel mai ok ar fi, uite mă, am fost acolo și am fumat și noi iarbă. Și de acolo să înceapă discuția. Da, ok, cum te-ai simțit? Nu știu ce bine, mai fai, mai... Da, uite, mai nu știu. Aia este o discuție sănătoasă. A te duce pe ascuns, a fugi. Uite-te la știrea aia, la... Cred că fata aia care a ajuns pe neamț, nu știu ce, a mințit ea că se duce la Olimpiadă, nu știu dacă mai știi știrea. Și a murit de supra... Ideea e să n-ajungi la supraduză, ideea e să nu iei substanțe pe care nu le știi, aia e problema. Și să nu iei droguri de mare risc. Ok. Da? Și deci... inclusiv dacă le iei... Și să știi care sunt drogurile de mare risc, de asta, adică nu, drogurile de mare risc nu sunt iarba, ciupercile, 7000 de chestii, nu te duci să-ți bagi chei în mușchi sau așa, aiurea, sau să iei MDMA-ul sau să iei exterior, să-ți bubui inima aiurea. Eu cred că asta ar fi, cred că ăsta este un subiect cu care ați putea să-l faceți la Zaiafet fără niciun fel de emoții. Cred că și băi, tu și Horia, da, aveți capacitatea, da, să duceți subiectul ăsta bine de tot, pentru că până la urmă nu te sau să facem niște podcasturi cu niște psihologi. Sau așa, am în plan. Mai bună idee. Numai că știi ce se întâmplă? Eu am constatat o chestie, discuțiile astea intelectuale, lasă-mă să... A, uite ce recomand, apropo, dacă zipui că uite, se uită tineri la noi și uite, poate nu, poate nu au niște părinți, ok, că se poate întâmpla. O cum? Uite, terapie. Du-te, vorbește cu un psiholog, că găsești unul deschis la cap. Bă, o să-mi zici, n-ai bani, că nu există la noi consiliere. Bă, mi se pare că e și consiliere subvenționată de stat, dacă nu mă înșel. Dacă da, dar eu știu dacă funcționează, că știi cum e cu lucrurile de stat. Încă nu cunosc. Dar ideea e să, că găsești informații, documentează-te. Găsești informații. Sunt. Vreau să terminăm într-o notă cât se poate de optimistă, pentru că am început optimiști, rămânem optimiști, suntem optimiști. Da, tot timpul. La ce, da, timp să mai pun? Vom fi optimiști? Da. Nu mai știu că... Vom fi fost la un moment vom dat. Vom fi fost, da. Bun. Avem așadar trilogia, este trilogia. Pătarabă. Avem trilogia, e halucinogenă fără substanță. Așa. Cititul poate să dea dependență. Sunt. Ce bine ar fi să dea. Sunt, da, în această situație, da, acum. A, nu ți-am povestit față ce am pățit, trebuie să o povestesc și ție, că mai povestit și pe ăla. M-am apucat săptămâna trecută, mamă, face un scandal, scaunul ăsta ceva de groază, stai să-l dau mai așa, că parcă văd că mi-au bătaie. Mi-ai zis că mi-aduce o carte de arunc. Băi, am zis și am dat, și mi-am dat seama pe drum. Da, las. Am luat săptămâna trecută această carte. Să o citesc. Captiv în timp. Da. Bun. Și a ajuns băiatul cu ea la pagina 400 și ceva. Așa. E veche deja, e din 2013 sau ceva, sau 18, nu știu, bun. Nu, 13. Și am ajuns la pagina 400 și ceva era. Bă, și să desface ăsta așa și eu de ce scrie pe final. Nu rata continuarea. Bă, am nebunit. Bă, m-am simțit în filmul Doamne, ultimul împărat nemuritor trăiește permanent, mă urmărește, n-ai cum. Deci după ce am stat un an de zile să vină cartea plângerii, acum stau să le caut și pastele, le-am găsit, sunt. O recomand cu încredere, nu e neapărat pentru copii cartea, deși așa este promovată. E o carte foarte mișto. Un amic de-al meu, cu asta închei, că zis, sunt chin, un optimist. Băi, ar trebui să ne iau. S-a apucat să citească Dostoevski, frații Karamazov. I-a citit, pe toți frații. Și a citit un volum, la al doilea volum iese din cameră. Bă, ce... A mea este cu cartea asta... Nu înțeleg, ce dracu mă ăștia învie toți în volumul 2, nu are nimic, niciun sens. Bă, băule, vezi că ai volumul 1, te-ai apucat cu al doilea. Apropo de fumat, da, mi-a povestit un... Asta e, prim din prieteni, știi? Așa. Din cunoștințe. Cea mai tare lectură? Să spargi cărerii, să fumești, să citești Dexul. Bă, băiatule, nu se mai termină. Să vezi acolo trăieri. Hai că am rămas fără vizionare. O să fie pe urmă, nu contează. Stai liniște. Știi cât de mult contează pentru mine vizualizările? Aproape zero, da. Vorbesc foarte serios, chiar nu mă interesează. Pentru că nu, chiar nu. Aș vrea să încheiem această întâlnire noastră cu acel film al tău de promovare, să vedem dacă putem să-l dăm. În principiu așa ar trebui.
Vreau să invit pe cei ce ne-au urmărit să, să dea un like, share, subscribe, mă rog, deja asta dacă este clasic. Dacă nu carte. Așa, dacă nu carte. Așa. Să citească, e păcat, au ce să citească, să intre pe andreiruse.ro. Andreiruse.ro și de acolo... De acolo ai și detalii, ai și buton de comandă, ai și tot ce și vrei. Ce să vă zic, rămâneți alături de noi, aici la Umblă Vorba vor mai fi surprize. Andrei, îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faci, îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de noi în această seară. Cu siguranță nu este ultima noastră întâlnire. Te rog, încheie mai repede că trebuie să mă la baie. Gata. Mulțumim. Bye, bye.